Bună dimineața! Vă salut cu drag pe toți, mă bucur să vă revăd. ca așa se zice la început, când vii într-o biserică. Vedem noi dacă ne bucurăm când plecăm. Oricum, laud inițiativa dumneavoastră de a vă aplica asupra familiei acum, într-o vreme în care aceste ultime două redute care mai țin în echilibru societatea, așa nume biserica și familia, sunt atât de lovite. Și atunci este normal nu să reacționăm, ci să acționăm. De aceea, asemenea inițiative cred că vin în sprijinul nostru, numai că încep prin a vă dezamăgi. Și cel puțin trei motive de dezamăgire am în dimineața asta. Primul dintre ele este că o conferință de familie nu o să reușească să ne rezolve problemele de acasă. Uh, eventual uh, o să ne arate ce probleme avem de rezolvat. Și poate ne ajută să vedem lucrurile dintr-un alt unghi. O a doua uh, dezamăgire pe care vreau să vă aduc este că nu am venit cu foarte multe răspunsuri, dar am venit cu multe întrebări. Uneori este mai important să reușim să ne punem întrebările corecte ca să putem să găsim răspunsurile de care avem nevoie. Și a treia dezamăgire pe care vreau să vă aduc încă de la început este că nu sunt cea mai potrivită persoană care ar fi trebuit să vorbească la o conferință de familie, pentru că așa am auzit că la conferințe de familie trebuie să vorbească soțul perfect, tata perfect, bunicul perfect și nu sunt nici unul dintre acestea. Îmi știu eșecurile, știu cât i-am dezamăgit pe alții în jurul meu, știu cât de greu am trecut peste dezamăgirile pe care alții mi le-au adus în viața mea și toate acestea m-au pus în gardă și chiar vorbeam cu Mihaela la zilele trecute că în ultimul timp ziceam Domnul are atâta umor cu, cu mine că tocmai acolo unde mă văd mai slab, acolo mă împinge Domnul să trebuiască să slujesc. Și, ei, hey, acum să nu mă considerați chiar o epavă de asta așa, dar, uh, na, uh, am învățat un lucru. Am învățat că învățăm greu. Uh, și anume, mai ales în familie, știți cum se zice, unii învață din cărți, alții învață din experiența altora și cei mai mulți învățăm când dăm cu capul de peret. Adevărul că asta e cea mai bună lecție, când te doare. Pentru că nu e așa... Orice uităm, dar atunci când o informație se supropune cu o emoție, rămâne pe termen lung în minte și în inima noastră. Și emoția se creează atunci când doare sau când te bucuri. Și iată că familia este spațiul în care noi trăim, dincolo de rutina ei, noi trăim la extrem. Familia este paradoxul familiei. Acolo ne simțim în normalitatea noastră și totuși acolo trăim extremele. Acolo ne și bucurăm cel mai mult și acolo ne și enervăm cel mai mult. Acolo ne și supărăm cel mai mult. Și familia este mediul ăsta în care ne ducem normalitatea cu puseuri de astea de extrem. Și atunci, zicea și Mihaela, mă e bine să mergi fără mine la conferință de familie, măcar să nu-ți fie jenă de anumite afirmații pe care o să le faci pe acolo. Da. Văd familii tinere aici, mă bucur. Apropo, care este cea mai tânără familie din. Dimineața asta. Cât uh, timp aveți? Ioi, săraci. <gir> Ce căutați aici? <gir> luni. Bun. Uh, avem material de studiu dimineața asta. Da? Studiu de caz. Uh, e bine. Uh, care este familia cu cea mai mare experiență uh, din dimineața asta? Cei mai mulți ani de căsătorie? Câți ani de căsătorie aveți dumneavoastră? Do 23. Domnul să vă binecuvinteze. Mai este altcineva cu, mai cu alți? Câți ani de căsătorie aveți? 34. Frate Relu, câți ani de căsătorie aveți? 40. 40 și ce? 40. 41. Domnul să vă binecuvinteze. Se pare că sunteți cu cea mai mare experiență de familie. Când ai oameni cu mai multă experiență de familie, se și rușine să mai spui ceva. Ce să mai zici? Așa că o să mă chestia asta. Noi am trecut anul ăsta de 30 de ani de căsătorie. Nici nu vine să cred. Da, ela, avem 30 și de ani de căsătorie. Facem 31. Bun. Ce ne propunem în dimineața asta? la În discuția pe care am avut-o cu uh, fratele Relu, cu ceilalți uh, care au organizat evenimentul, tema pe care am uh, decis să o parcurgem în dimineața asta, și în, după masa asta, de fapt, în amiaza asta, uh, este legată de valorile nenegociabile. Valorile nenegociabile ale, ale casei. Uh, însă, ca să putem să stabilim niște valori nenegociabile, trebuie să știm ce sunt acestea și de ce avem neapărat nevoie de valori nenegociabile. De ce trebuie să avem niște lucruri atât de fixe în casă, dacă nu știm ce avem de păstrat, cum trebuie să arate casa, de aceea aș vrea chiar la început, în partea introductivă, să ne uităm la modelul divin al familiei sau cum, ce vede sau ce se așteaptă Dumnezeu atunci când se uită la familia noastră, și apoi să vedem ce ține de noi în parteneriatul acesta și în ajutorul pe care, de care avem nevoie din partea lui Dumnezeu ca să putem nu doar să păstrăm. Pentru că oamenii care, zic, vrem să păstrăm familia în felul acesta, deja sunt în defensivă, deja coboară. Și atunci interesul și preocuparea noastră ar trebui să fie care sunt valorile care să ne ajute să creștem să ne să creem din spațiul acesta care este familia, un spațiu tot mai binecuvântat pentru noi, un spațiu de dorit pentru fiecare. Și nu doar pentru că așa ne place să începem cu Scriptura, dar chiar vreau să citesc câteva versete din Psalmul 127, puteți să rămâneți cum sunteți, care spune așa, Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă să târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci preubiților lui ele dă pâine ca în somn. Iată, fii, sunt o moștenire de la Domnul, rodul pânteciului este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui, războinic, războ războ așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba cu săge de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrășmașii lor la poartă. Amen. Care este planul divin? Care este proiectul divin pentru familie? Pentru aceasta, într-adevăr, bine a zis că nu văd acolo în spate așa bine, nu știu, e de la vârstă sau e de la uh, luminozitate? Uh, cred că și de la una și de la alta, dar uh, e ok. Um, mai bine, uite, stau așa și mă mai... E ok așa? La ce ecran a spus aici, nici n -ai cum să nu te uiți la el. Era să zic, Domnul să vă ierte. Nu? Da. Deci, Domnul a intenționat și, de fapt, intenția lui Dumnezeu este ca familia noastră să fie spațiu cel mai sfânt. Prima biserică din care facem noi parte nu este biserica de pe Carpați. Ci prima biserică din care noi facem parte este biserica de acasă. De aceea noi trebuie să creăm acasă și când zic spațiu nu mă refer fizic, ci mă refer la tot ceea ce înseamnă familie, relație, dinamică, interacțiune, comportament, tot ceea ce înseamnă acasă trebuie să fie cel mai sfânt. Adică nu trebuie să-l supunem la niciun risc, absolut niciun risc. Uneori ne întrebăm, zicem, domnule, parcă nu mai merge așa biserica cum ne-am aștepta. Problema nu este că nu merge biserica cum ne-am aștepta, ci problema este că aducem biserici care nu merg cum trebuie. Dacă aducem bisericile cum trebuie, de acasă, biserica dacă, ca familie extinsă, reflectă, de fapt, realitatea de acasă. Deci, nu uitați, primul lucru pe care Dumnezeu îl intenționează de la familia ta este să fie un spațiu sfânt. Asta înseamnă că trebuie să aibă niște garduri, atenție, mare acum, de care n-are nimeni voie să treacă dincolo de ele și sunt lucruri pe care n-aveți voie să le scoateți dincolo sau în afara acestor garduri, acestor limite. Familia trebuie să fie sfântă și să păstreze numai și numai pentru ea lucrurile care țin de intimitatea casei. Nu vindeți lucruri, nu scoateți lucruri, nu împărtășiți lucruri care trebuie să rămână numai în interiorul familiei. Prea puțini sunt cei cărora le pasă. De fapt, scopul este curiozitatea în niciun caz uh, empatia pentru cei care vor să afle lucruri din interiorul gardurilor casei voastre. Nu vorbiți despre partenerul vostru cu alții. Este expresia asta, uh, era să zic ungurească, nu englezească, nu? My BFF, nu? My best friend forever. Uh, prieten, cea mai bună prietenă pentru totdeauna, sau cum să traduce. Uh, Ascultați-mă, Odată cu căsătoria, se termină cu instituția BFF. Pentru că asta nu numai rău face. Nu zic că trebuie să vă izolați, nu zic că nu-i voie să aveți prieteni, prietene, nu zic că nu trebuie să socializăm și să avem relații frumoase, dar există limite în momentul căsătoriei. Care e numele vostru de, de familie? Ciumărdean. Cum te numești? Sara și? Andrei, acum o să vorbesc un pic cu ei, da? Astăzi. Și cu siguranță vi s-a spus, dar nu vă face rău să auziți încă o dată. Și noi toți, ceilalți, mai ne scuzăm că trebuie să o de ei. Odată cu căsătoria, se termină cu relațiile prea apropiate. Și să nu credeți că sunt antisocial de asta, ci vă puteți da seama că pot să zidesc relații destul de repede. Dar când auzi că soția vorbește cu prietena despre soț sau soțul împărtășește lucruri cu prietenul despre soție, dați-mi voi să vă spun, familia ajunge din start pe muche de cuțit, pe marginea prăpastiei. Pentru că familia trebuie să fie și este sfântă și numai a celor doi și a celor care vin apoi pe lângă ei. Al doilea lucru pe care Dumnezeu îl intenționează de la familie și proiectul divin pentru familie, familia trebuie să fie spațiul cel mai sigur. Cel mai sigur. Adică, nicăieri în lumea asta nu trebuie să mă simt mai confortabil și mai în siguranță decât acasă. Este dureros să știți și să afli că sunt oameni care abia așteaptă să ajungă la serviciu se simt mai în largul lor la serviciu decât acasă, la repetiții la fanfară, decât la cafea cu soția sau cu soțul. Dragii mei, intenția lui Dumnezeu este ca familia să mă ofere siguranță și protecție. Spuneam altă dată, tot așa la o conferință de familie, lucrul acesta se vede cum merge mașina. Înspre casă merge mai bine sau dinspre casă? simt bucuria asta când mă apropii de casă sau cu cât mă apropii începe să crească tensiunea oare astăzi ce o să mai fie nu astăzi din ce o să mai apară nu știu ce, ce replici o să mai primesc astăzi, ce o să găsesc în ce uh, mudă, în ce formă o să-l prind pe celălalt uh, cum arată casa mea cum arată familia mea este, creez eu un spațiu de siguranță și acum, cu siguranță, începem să ne întrebăm, a, sigur că da, celălalt trebuie să creeze spațiul acesta de siguranță. Țineți minte un prim lucru important pe care vi-l spun, dragii mei. Niciunul dintre noi nu putem să-l schimbăm pe celălalt. Nu avem cum. Dar putem să facem ceva. Să ne schimbăm pe noi. De aceea, scopul acestei afirmații este eu să creez un spațiu de siguranță. Eu să nu stric atmosfera acasă. Eu să nu pun presiune pe ceilalți din casă. Eu să fiu persoana agreabilă în jurul căreia să se adune. Nu să fugă oamenii din casă. Când am intrat în casă, să fie acea liniște, acea pace, acea bucurie. Nu? Vorba noastră, ăștia mai, sănă... mai sănătoși. Să curgă cafeaua bună, nu pe masă. Adică să simți că poți să Vorbești liniștit și atenție acum. Și poți să taci liniștit. Tăcerea este un test mare pentru maturitatea unei familii. Pentru că până la un moment dat, o să vedeți, până la un moment dat credeți că a fi matur înseamnă a ști să comunici bine verbal și a te face înțeles. Și apoi vine acea etapă a maturității, nu când apare dragostea contemplativă, trece dragostea naivă. Și când vine dragostea aceea contemplativă, este dragostea unor oameni maturi, care își exprimă intimitatea în lipsa cuvintelor, pentru că cuvintele devin prea mici. Și nu sunt inconfortabile. Vedeți, să, se, să creăm acest spațiu acasă, prin care să nu-i stresăm, să nu punem presiune pe ceilalți. Tot timpul să agățăm în ceva, tot timpul să apară ceva, tot timpul să mai am o completare, să mai am ceva de corectat, să mai am un pantof acolo de așeza, că nu-i bine aliniat, nu? Să mai dau o dată cu cârpa pe masă că nu-i mai este un praf de, nu fir de praf, nu știu ce. Toate astea gesturi mărunte, dar care exprimă ceva, ceva nemulțumire, adică când intri în casa ai simți că ai intrat în prefectură, așa, și tot timpul mai e ceva de făcut. Te simți ca într-o instituție. Adică ce spun prin acest spațiu de siguranță? Să te simți acasă. Al treilea lucru pe care Domnul intenționează de la familia noastră, în familie, și familia trebuie să fie spațiul împlinirii. Spațiul împlinirii. Noi suntem chemați să ne motivăm și să ne ridicăm unul pe celălalt. Să ne motivăm și să ne ridicăm, nu să ne punem jos unul pe celălalt. Adică să ne simțim împliniți lângă celălalt. Și împlinirea nu vine când îmi sunt împlinite așteptările. Aici e taină, aici este paradoxul. Împlinirea partenerului vine atunci când reușește să l împlinească pe celălalt. Împlinirea celuilalt aduce împlinire personală. Pentru că eu nu mai sunt egoist în familie, nu mai gândesc la mine. Nu e așa, este ciudățenie. Nu știu cum, Doamne, din așa logodnici buni ies așa soți dificili. Nu știu, se schimbă ceva peste noapte. Și mi-am dat seama de o greșeală pe care o fac mulți tineri încă dinainte de căsătorie. Apropo, sunt aici necăsătoriți? Na, ratăm niște nunți anul ăsta, frate. <laughs> nu știu cine se mai căsătorește după conferința asta. Greșeala care se face este următoarea. Toți înainte de căsătorie s altruiști. Cum să fie? Bine? Normal că trebuie să cucerim pe celălalt, nu? Cum să îl împlinim, cum să-l ajutăm, cum să ridicăm, cum să trecem cu vederea și numai tot pentru ăla la da? Nu pleacă bine în luna de miare și totul se inversează. Și apoi după, după luna de mere începe, dar nu-mi face, dar nu-mi spune, dar nu mă duce, dar altfel, dar nu mai vorbește așa. Și lucrurile trebuie să fie exact invers. Și anume, să fim egoiști înainte de căsătorie și altruiști după. Cum adică egoiști înainte de căsătorie? Trebuie să fim și să ne învățăm copiii să fie egoiști înainte de căsătorie în sensul să-și ia cei mai bun. Înainte de căsătorie să se gândească la ei. Nu după. Numai că lucrurile stă pe dos. Înainte de căsătorie să gândești la ei al alții, încep să gândească la ei după. Și atunci, noi trebuie să ne gândim la noi înainte, să fim atenți cu cine ne căsătorim, dar după cine am căsătorit, suntem altrui și ne gândim la celălalt. S-a terminat atunci cu... De aceea, trebuie să fie spațiu împlinirii. Atât a nevoilor fundamentale, cât și a preocupărilor, a viselor noastre, a viziunii pe care o avem pentru o familie. A profesiei, dacă vreți, a darurilor. Dumnezeu intenționează apoi, în familia noastră, să fie un spațiu al formării. Cioplirea caracterului nostru. Ascultați-mă acum, vă rog, foarte atent. Cioplirea caracterului nostru nu are loc la programele de biserică. Și aici se cioplește. Și aici se formează, se modelează. Dar este infim față de cum se modelează caracterul acasă. De aceea, acasă, avem slujire. Pentru că, atunci când ne uităm la partenerul nostru de viață, noi vedem persoana de care ne-am am, cu care am dorit să ne împărtășim toată viața. Însă, mai este încă ceva. Mai este ceva. Și anume, că soțul tău și soția ta este unealta cea mai eficientă, pe care Dumnezeu o folosește ca să cioplească Pe acolo vine călăuzirea, cred că așa -i? ai antena de călăuzire. De soțul și soția ta. Este unealtea perfectă pe care Dumnezeu o folosește pentru cioplirea și refuirea caracterului tău. Câteodată, soția îi o daltă pe care Dumnezeu o folosește să sară așchii. nu e simplu. Și știm asta. Altă dată este o hârtie abrazivă care trebuie să finiseze ceva. Nu contează, Dumnezeu știe cum o folosește și Dumnezeu știe cum ne folosește pe noi pe bărbați, dar scopul final, până la urmă, este unul suprem, și anume, prin soțul și prin soția mea, să mă asemăn tot mai mult cu Hristos. Este extraordinar. Dacă ne asumăm asta în interiorul familiei, și când se întâmplă lucruri care nu ne convin, vedem dincolo de asta. Și anume, faptul că Dumnezeu. Îl folosește pe cel de lângă noi, în moduri în care uneori nu este confortabil, dar Dumnezeu are un scop etern, chiar și în relația de familie. De aceea, familia trebuie să fie și spațiul formării și spațiul slujirii, deja am vorbit despre aceasta. Cum va. Ce, ce face? Care sunt elementele care vor face din familie proiectul acesta? În care. Ab abia aștepți, nu? Te bucur că ai familie când familia arată așa. Cum ajunge familia așa? Cum a creat Dumnezeu ca familia să fie așa? Păi, dragii mei, descoperim patru mandate pe care Domnul le-a dat odată cu instituirea familiei. Și dacă mergem în Geneza, în capitolul 2, versetul 18 și versetul 23, găsim acolo patru mandate pe care trebuie să ni le asumăm dacă vrem să arate familia așa cum am prezentat-o. Și primul mandat este companie. Și spune așa: Domnul s-a uitat și uh, haide de fapt să citim, să vedem exact, să fim uh, loiali textului biblic. Deci, uh, Geneza capitolul 2 versetul 18 spune așa: Domnul Dumnezeu a zis: Nu este bine ca omul să fie singur. Nu este bine ca omul să fie singur. Și mă gândesc că una dintre motivațiile pentru care ne-am căsătorit nu este doar așa o normalitate că toți se căsătoresc, ci a pus Dumnezeu în noi instinctul acesta al durerii singurătății. Este o durere în singurătate, tocmai de aceea una dintre cele mai dificile lucrări în biserică este lucru cu cei care necăsătoriți. Da? care, peste care vin ani și nu se căsătoresc. Este una dintre cele mai dificile lucrări pastorale. Pentru că singurătatea nu este simplă. Și uitându-se Dumnezeu la om, a văzut că singurătatea este dureroasă. Dar vreau să vă spun o durere și mai mare decât durerea singurătății dinainte de căsătorie. O durere și mai mare este singurătatea lângă cineva. De aceea nu este suficient doar să ne căsătorim ci este important să ne asumăm, să alungăm singurătatea. Este dureros să stai cu cineva la masă și să fii singur. Să dormi cu cineva în pat și să te simți singur. Să te lovești unul de altul prin casă și totuși să te simți singur. Scopul nu este numai căsătoria, cununia, să te muți într-o casă. Ci scopul este să asigurăm companie pentru celălalt. Și companie înseamnă relație, este profundă. Și o să vorbim astăzi de lucrurile care vor crea, de fapt, și vor împlini acest mandat pe care Dumnezeu îl dă, și anume de companie. Pe lângă companie, al doilea mandat este, putem să mergem înapoi, pe lângă companie, deci, așa. Este cooperare cooperare. Uh, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor. Am să-i fac un ajutor. Ori, acest ajutor înseamnă că, pe lângă faptul că ni se rezolvă durerea singurătății, Dumnezeu vede vulnerabilitățile noastre. Și, prin căsătorie, partenerul pe care Dumnezeu ne-l dă să fie lângă noi, este soluția lui Dumnezeu ca ajutor în vulnerabilitățile și în neajunsurile mele. Nu chiar toți suntem perfecți, nu-i așa? Și atunci avem nevoie de cineva care să ne ajute acolo. Cum zicea cineva, Adam a fost un neajutorat până a venit Eva, după aia a fost terminat. Uh, <coughs> Deci cooperare. Nu numai cooperare. Al treilea mandat pe care Domnul l-a dat pe lângă companie cooperare este completare. Completare. Am să-i fac un ajutor, dar ce fel de ajutor? Potrivit. Un ajutor potrivit. Asta înseamnă că noi nu trebuie să fim la fel am întâlnit în anii de pastorație oameni care, au, care au, erau furioși, domnule, să descărcau în birou, acolo la procese în crize de familie. Dă nu gândește ca mine, ce, nu simte ca mine. Ce, vede tot timpul altceva. Și mai am spus, bă omule bun, îți dai seama ce plictisitoare ar fi viața să te duci acasă și să dai tot de tine. Nu-i destul că te porți tot timpul. Să mai e pe altcineva, tot așa? Pentru că frumusețea în familie nu e să fim la fel, ci să ne completăm. Să fim altfel. Și acolo unde îmi lipsește mie, îi soția, unde lipsește ei, sunt eu. Și o să vedem astăzi câteva diferențe pe care trebuie să le completăm, că suntem creați diferiți și trebuie să le acceptăm. Sunt o binecuvântare diferențele dintre noi. Am întâlnit oameni care erau dezamăgiți că sunt altfel partenerului altfel. Și n-a înțeles ce mare binecuvântare este. Pentru că noi suntem chemați să ne completăm și de aici vine și munca în echipă. Iar al patrulea mandat, care poate să creeze ceea ce am spus adineauri Auri, este comunicarea. Și în versetul 23 spune așa, și omul a zis. Și-o căscat gura, și-o dezlegat, s-o sub limbă, Adam, nu? Uh, și ce este frumos este că primele afirmații care sunt uh, uh, înregistrate în scriptură despre ce a spus omul sunt despre soția lui. Sunt despre soția lui. Și omul a zis, iată, în sfârșit. Vom vorbi la valori nenegociabile astăzi despre cât de importantă este comunicarea pentru că este o valoare nenegociabilă. Și vom vedea ce înseamnă pentru Adam comunicarea, dar ce înseamnă pentru Eva comunicarea. Pentru că sunt două lucruri aproape, aproape la polul opus. Deci, asumându-ne aceste mandate, nu trebuie să aștept celălalt să-și le asume. Eu trebuie să mi le asum dacă vreau familia să arate după proiectul divin da? pe care l-am prezentat înainte. Acum. Mergem înspre valorile nenegociabile. De ce trebuie să avem valori nenegociabile în familia noastră? Trebuie, și este bine să avem valori nenegociabile pentru că familia este atacată. Și nu este niciun secret, și nu suntem populiști când spunem asta, nu să afirmați ieftine. Dragii mei, mă duc aminte că eram tânăr, copil, da, adolescenți eram, probabil să fi avut vreo. 15-16 ani. Eram cu câțiva prieteni buni cu care am crescut împreună, pe unii dintre ei știți că sunt Și stăteam pe șans într-o seară, obosiți de atâtea fugă și baie someș. Și la un moment dat trece un frate mai în vârstă pe lângă noi și mă aduc aminte, el tot timpul avea costum de culoare deschisă și teneș în picioare. Așa umbla el. Și se oprește așa, să uită la noi, eram vreo 5-6 băieți din biserică. Și pune o întrebare, nu formulat-o așa, bă, care vis valorile nenegociabile pentru viață, da? da? Dar el o zis așa, bă băieți, ce aveți de gând să faceți cu viața voastră? Ce am auzit în momentul în care omul ăsta ne-a pus întrebarea ce aveți de gând să faceți cu viața voastră, eu am auzit următorul lucru. Care sunt lucrurile pe care vreți să le păstrați și care sunt lucrurile pe care nu o să le încălcați niciodată. Și acum, atenție! O afirmație fundamentală pentru întâlnirea noastră de astăzi. Cu cât mai repede o familie se oprește și stabilește valorile, lucrurile pe care nici în ruptul capului nu o să le încalce, cu atât mai protejată este acea familie. O familie binecuvântată, o familie protejată, o familie care știe ce are să protejeze, acel plan divin, acel spațiu sacru, acea binecuvântare pe care Dumnezeu mi-a dat-o, oferindu-mi o familie, ea nu rămâne așa de la sine. Cine crede că familia merge bine de la sine, se înșeală. Numai ca să rămână cum este, trebuie să investim. Legea a doua termodinamici, nu? Da, păi să crească. Da, să o dezvoltăm. Da, să devină mai bună. Repet, doar să rămână cum este, trebuie să investim în ea. Da, să o facem să crească, să ne maturizăm, să ne dezvoltăm. Să creștem în ea. Cu atât mai mari investiții trebuie. Și atunci, prin valorile acestea, nenegociabile, noi ce facem? Stăm departe de ceea ce pereclitează familia, pun sub risc familia. Și în același timp investim ceea ce trebuie în familie, astfel încât familia să crească. Astea sunt valorile negociabile. Sunt valorile pe care nu le încălcăm nici să fim călcați în picioare, oameni buni. Nici nu intră în discuție acele lucruri. Sunt absolut în afara familiei noastre. Dacă ne stabilim în cap dinainte, cu cât mai repede în familie, care sunt lucrurile care nu încap nici în discuțiile noastre, da să negocem cu ele. Trăim într-o lume în care orice se negocează. Nu, sunt în interiorul familiei lucruri pe care n-avem voie nici să le ridicăm. Da să le negociem. Da să ne jucăm cu ele. Acestea ne și protejează și acestea ne și ajută, ajută să creștem. Și revenind la acea discuție cu uh, fratele ăsta mai în vârstă, mă duc aminte că am rămas noi așa pe gânduri și am început să povestim între noi. Băi, oameni buni, ce facem cu viața noastră? Și în mintea noastră copilărească am stabilit atunci pentru noi, așa cu jurământ între prieteni, știi? Câteva lucruri pe care nu să le încălcăm niciodată. Nu vreau să dau nu știu ce exemple, ca să nu ziceți că yes, nu-i nu vorba numai despre mine, deci e vorba de grupul acesta. Dar, așa, copilărește, uite, vă dau două exemple din deciziile pe care le-am luat atunci. Am luat atunci o decizie și am zis așa. Pentru că eram băieți, eram tineri, și prima decizie care îți vine în minte când ești și tânăr este, uite, nu o să cunoaștem și înțelegeți mai mult decât ceea ce spun. Nu o să cunoaștem nicio femeie înainte de căsătorie decât pe soția noastră după ce să ne căsătorim cu ea. A fost o decizie pe care am luat-o în grupul nostru atunci și am zis, nu negociem asta în tinerețea noastră. Stăm aproape unde ne tragem de mânică dacă simțim ceva pericol. Și a fost momentul în care eu a trebuit să trag pe altcineva de mânică și altcineva să mă tragă de mânică pe mine. Nu-i persoana potrivită cu cine ești. Și ne-am permis să facem lucrurile acestea că aveam nevoie. Asta e frumusețea în biserică. Și de-aia e important și grupul din care fac parte copiii noștri. Pentru că vom lua, vor, vor lua forma grupului din care fac parte. A doua decizie, nenegociabilă, mă duc aminte, a fost că niciodată nu o să punem alcool pe, pe limba noastră. Nu o să bem alcool. Așa ne-am decis noi atunci. În mod conștient, nu că am fost tari, nu că sunt tari, că... Uite, Dumnezeu ne-a binecuvântat să avem așa lucrurile astea nenegociabile și ne-am încăpățânat-o când... Asta e încăpățânarea sfântă, da? Ne-am încăpățânat să stăm, să ținem de lucruri pe care le-am considerat. Nenegociabile pentru viața noastră. După aia ne-am căsătorit și mi-a venit în minte ideea asta cu uh, lucrurile nenegociabile. Și am luat pe Mihela și am zis: Mihela, noi trebuie să avem niște lucruri pe care să nu le încălcăm în viața noastră, în viața de familie. Nici să nu ne atingem de ele. Și cred că vă dați seama, sunt câteva lucruri pe care le-am stabilit atunci în. Uh, în momentul ăla de început a familiei, nu știam bine ce înseamnă familie, o Să se făcea consiliere premaritală, nici mă, o jumătate de ceas s-a discutat cu noi cum arată programul la biserică, cam atât a fost consilierea premaritală. După aia, ani de zile, am făcut greșeli, că nu m au avertizat nimeni, de câte ori nu eram așa după câte o criză, ziceam, mă, ciute am fost, mă, gândesc, dacă îmi zicea cineva dinainte, măcar știam să mă ferez de asta, nu eram atât de un catâr încăpățânat, da? nu știam unde duc lucrurile și a trebuit să învăț din propriile greșeli multe lucruri. Uh, și atunci ne am stabilit câteva așa, lucruri nenegociabile. Nu o să ne înșelăm niciodată, de exemplu. Uh, nu o să fiu agresiv niciodată. Păi cum adică să fie să-ți bați nevasta? Ce e păi, să te ferească Domnul să ajunge acolo. Dacă atâta de jos ai ajuns încât ultimul argument a rămas forța, nu poți să generezi decât milă. Deci, acestea au fost doar câteva lucruri de început, așa. Bun, mergem peste acestea. De ce este bine? Pentru că familia este atacată. Familia este atacată din exterior. A mai fost atacată, tot timpul, de fapt, a fost atacată familia. Dar în mod concertat și cu resursele de acum, Niciodată n-a fost așa atacată familia. Pentru că familia din exterior este atacată prin progresism, prin redefinirea familiei. Păi, uitați-vă, numai în urmă cu 30 de ani, cu 20 de ani, pentru că când ziceai familie, era clar pentru toată lumea ce înseamnă familie. Astăzi când zici familie, nu mai este clar. Nu mai știi ce înseamnă. Încă în România, nu, începe să, așa, mai suntem un pic mai în spate, mai protejați. Uh, dar dacă, cum ai trecut granița? Păi când zici familie, trebuie să și precizezi. Trebuie să o explici. De ce? Pentru că s-a deformat și a pierdut din esența și din simplita normalitatea pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru familie atunci când a instituit familia. Uh, Mihaela a lucrat, locuind 16 ani în Canada, a lucrat profesor acolo și uh, la o școală catolică. Și când s-a dus, după câteva săptămâni, era început Pride Month, iunie, da. A băit, Doamne, să te ferească, Domnul, ce acolo de luna iunie. Și în școală catolică, când a intrat în, când a început luna asta diversității, cum e aici, cât -i peretele din holul liceului, din holul școlii, era steagul curcubeu. Școală catolică, da. Și undeva înghesuit într-un colț, steagul Canadei, așa o țărucă de steag. Dite mai steagul curcubeu și o țără de steag. Când s-a dus la clasă, cărțile pe care a trebuit să înceapă să le citească cu copiii, era despre cum arată uh, familia cu doi tați, familia cu două mame, familia nu știu care, ce înseamnă de fapt familie. De ce? pentru că se încearcă dizolvarea ultimilor piloni a identității umane. Și mai sunt doi. Ceilalți sunt zdrobiți. Și acesta deja este, în lumea vestică deja este pierdut. Pentru că familie nu mai înseamnă ceea ce a însemnat mii de ani familie. Eu fac această paranteză. În urmă cu câți ani a fost referendum pentru familie? Patru ani? Da? Aproximativ patru ani, nu? Cam așa ceva. Păi gândiți-vă când era Dragnea. Eu așa am aduc aminte, când era Dragnea. Dragii mei, noi am fost total nepregătiți. Ne-am intrat într-o retorică uh, foarte periculoasă, pentru că n-am avut oameni pregătiți să știe inginerie socială. S-au jucat cu noi cum au vrut. Bun, pe lângă faptul că eu nici acum nu sunt convins că n au fost suficiente voturi, dar asta e deja conspirație și nu vreau să fiu conspiraționist astăzi. Uh, vreau să vă spun următorul lucru. Ne-am intrat într-o retorică periculoasă când am acceptat să apărăm familia tradițională. Ce e aia? Păi, când am zis că noi apărăm familia tradițională, știți ce am afirmat de fapt? Că este și un alt fel de familie. Noi i-am validat pe ceilalți, spunând că nu, noi o apărăm pe asta la altă. Păi, sau e familie sau noi. Noi trebuia să, accept, să apărăm familia, punct. Nu pot să fie surogate de familie. Nu există alternativă la familie. Și noi am validat-o prin manifestul nostru. Pentru că s-au jucat cu noi, ca un spate specialer, nu? Care știu inginerie socială. Am dat doar un exemplu. Cum progresismul nenorocește familia. Apoi o nenorocește și o atacă prin indoctrinare. Există un plan pe care noi îl știm bine de acum, este deconspirat. Oamenii sunt ignoranți și nu îl înțeleg încă. Dar ceea ce, ce și-au propus a fost, schimbăm lumea într-o generație. Asta, asta și-au impus. Schimbăm lumea într-o generație. Cum? Păi au făcut confuzia între educație și instruire. Școala trebuie să facă instruire, nu educație. Școala nu are cum să facă educație. Pentru că școala nu poate să dea valori. Nu poate să dea atitudini. Școala trebuie să facă instruire. Adică să țină de aptitudini, de ceea ce se face. Să-l facă doctor, inginer, programator, dacă tot se în Cluj. Da? Dar școala și societatea, guvernul, da? a captat, a răpit de la familie și familia materialistă de bunăvoie și-a dat copilul atunci și-a zis, ne-am scăpat de el, îl luăm la 8 seara. Și am luat la 8 seara, îndoctrinați de-a binelea. Și te trezești în câțiva ani că vin cu tot felul de idei. Și zis, mă, dar de unde le-ai auzit astea? Pentru că la noi am crezut că la școală să face educație, să face îndoctrinare. Și de fapt școala trebuie să facă doar instruire și noi trebuie să recuperăm educația. Ei, din exterior, cel puțin acest, prin aceste două. Numai că familia este lovită și din interior. Din interior, familia este lovită prin pierderea adevăratei spiritualități. Nu vreau să fiu acuzator, nu vreau să fiu din nou, din nou foarte critic, dar am circulat destul de mult în ultimul timp, m-am intersectat cu multe familii, mă uit la mine în familia, în familia prietenilor și îmi dau seama că încet încet, lăsăm ștacheta spiritualității tot mai jos. Și lucrul acesta se întoarce împotriva familiilor noastre. Începem să schimbăm prioritățile, ne investim. Prioritățile nu sunt doar cele declarate, că știm să dăm din gură, poai de mine, suntem teasublim acum la câte concepte putem să formulăm. Nu despre asta e vorba. E vorba despre faptul că pentru ce este prioritar investim timp, bani și energie. Pentru ce este prioritar. Și atunci. Aș, aș vrea să ne uităm puțin în, ogrind, în ograda noastră, să vedem, avem aceeași preocupare pentru viața spirituală din familie? Sau am lăsat-o după altele? De ce spun lucrul acesta? Cum se va vedea asta? Prin neveghere. Încet, încet, nu dintr-o dată. Nevegherea ne va duce să adoptăm un model lumesc de viață. Și sunt justificate, avem justificări, sunt logice astea, toate sunt normale, ni se pare. Haideți să vă dau un exemplu legat de adoptarea acestui model lumesc de viață. Poate sună dur pentru dumneavoastră, dar, dragii mei, noi în momentul ăsta, noi nu mai trăim nici la nivelul nevoilor, nici măcar la nivelul dorințelor, noi trăim la nivelul viselor. Părinții noștri, și nu vreau să ziceți, bă, acum au venit ăsta cu nostalgiile lui, există niște cicluri da? ale generațiilor. Generația dinainte de generația mea, adică generația builderilor, sau builder 2, generația John să zic, a fost generația care a început să reașeze lucrurile după al doilea război mondial și au zis, îi mulțumim lui Dumnezeu că putem să punem pâinea pe masă. Mă duc aminte și acum de părinți care vorbeau între ei ieșind de la biserică, slavă Domnului că putem să avem pâine pe masă. Știți ce înseamnă asta? A fost o generație care și-a asumat și a zis, la nivelul nevoilor, Dumnezeu are grijă de noi. Știi că Domnul ne-a promis că să nu ne îngrijorăm, da? Nu vă îngrijorați de nimic. Eu însuși mă voi îngriji de nevoile voastre, spune Domnul, parafrazez. De ce se va îngriji Domnul? De mofturi sau de nevoi? De nevoi. Viața este simplă când gândim la nivelul nevoilor. Dați-mi voi să vă spun, dragii mei, ne-am nenorocit singuri cu cât ne-am complicat viața. Ascultați-mă, atâtea lucruri putem să aruncăm din casă și nu să le simțim lipsa. Ba din contră, avem mai mult spațiu. Avem mai mult spațiu. Și când zic lucru, nu mă refer numai la obiecte, nu numai la obiecte mă refer. Pentru că ei, generația părinților, a venit și a zis, mă, măcar lor să le fie mai bine, adică nouă, generația doua. Măcar lor să le fie mai bine. Și-au muncit, s-au tras și nu știi nimeni ce au... s-au zdrobit să ne fie nouă mai bine. Deja noi suntem la nivelul dorințelor. Noi alegem între și între. Da? Ei au mâncat ce au avut. Nouă ni s-a oferit deja alternativă. Ce vrei? Asta sau asta? Ok? Și după ei am venit noi, a venit generația copilor noștri și uh, pe ăștia nu-i tratăm nici la nivelul dorințelor, pe ăștia la nivelul viselor. Ce visează dimineața au după masă? Când iese copilul, merge la școală, zice, nu mai îmi ține bateria bine, zice, cred că a ieșit iPhone 15, a acum, să văd. 15 au ieșit. Da? Cum arată? Ce au ieșit? iPhone 15. Face niște poze. Domnule, nu știu cum ne-a inoculat diavolul, că diavolul ne-a inoculat presiunea asta în noi, că noi credem că îi ajutăm, că le facem bine. Dom'le, când vin lângă farfuria cu zamă, îi cutea cu iPhone. Așa iubim noi de mult pe copiii noștri. I-am nenorocit. I-am nenorocit. Pentru că le-am transmis, uitați ce le-am transmis. Că totul vine repede și gratis. Și știți ce le-am băgat în capul lor? Să renunțe la lupte. Vine o generație care nu-și mai asumă luptele. Și prima luptă pe care nu-și o mai asumă este lupta cu ei înșiși. De-aia jumate din școli îți drogați pentru că nu i-am învățat să lupte. Le-am dat totul, gratis și repede. Și am vulnerabilizat. Nu mai au sistem imunitar. Și ne-am asumat modelul acesta lumesc de viață. Mult, mult. Și toată chestia asta vine prin media, prin marketing. Nu vedeți că nu noi mai decidem ce casă avem nevoie. Nu noi mai decidem ce trebuie să mâncăm. Ce mașină trebuie să avem? Tot timpul sunt alții care știu mai bine decât noi. Și ai mașină bună, că merge bine, că e mai bună ca lui Flintstone, da? Uh, dar nu vine, domnule, în fiecare seară, ori, ne uităm că acum e război în Israel. Și plasat așa, exact când arată tancul, face o pauză și zice, The New, nu știu ce marcă. Okay? Și ți-o spune de câteva ori și ți-o bagă în subconștient direct. Și ce zici? Mă, cred că e timp. O ție pe și foarte așa zice, trebuie să mă duc în misiune și am nevoie de o mașină bună. Și știți ce facem? O schimbăm, ne înhămăm la ea și de luna viitoare începem să plătim. Și crește factura, și crește factura, și vine și factura înaltă Pentru lucruri pe care le-am luat poate să impresionăm pe alții, pe cei cărora oricum ne le pasă. Dar se întâmplă altceva. Pericolul nu e mă, nici măcar aici. Pericolul este că, asumându-ne acest model lumesc de viață, și anume orientat pe lucruri, copiii noștri o să înceapă să-și găsească identitatea în lucruri. Și ăștia, când își pierd lucrurile, își pierd identitatea și frunză verde, okay? Snowflakes, vorba ungurilor. Uh, și atunci uitați ce se întâmplă. Se debalasează timpul. Și tot mai mult, cred că una dintre cele mai frecvente expresii pe care le auzim în biserică acum, îi frate, zice, nu avem timp, nu, nu avem timp, hai mai să la nu avem timp, hai la repetiții, mă, n-am timp, nu avem ca și cum nu știm că ziua are tot 24 de ore. S-a schimbat ceva? Ieri am, am fost, înainte de săbat, am fost la o conferință în, în, în Galați, și uh, începe, uh, domne, mă plit Mihai, ce mi-au făcut, domne. A început seminarul, cât de periculos e activismul în viața slujitorului. Să faci, să faci, să faci, să faci. Zice, mi-am luat telefonul și m-am uitat în calendar și când m-am uitat bine, mi-am dat seama că pe următoarele trei luni n-am unde să-mi pun De ce? Pentru că ne-am umplut timpul. Cu ce? Și când zicem nu avem timp, de fapt, noi mințim. Noi zicem avem alte priorități. Că timpul e același. Noi știm bine că avem 24 de ore și în aceste 24 de ore punem ce vrem, ce punem în ordinea priorităților. Înțelegeți? Când nu avem timp, de fapt, noi trebuie să afirmăm altceva. Avem alte priorități. Bun. Deci, dacă acestea sunt atacurile, atunci noi trebuie să stabilim. Valorile nenegociabile. Valorile acestea, nenegociabile, sunt apărate de niște decizii prealabile confruntărilor. Imediat, enunț câteva din valorile nenegociabile, dar știu că am valori nenegociabile. Mă auziți acum foarte atent. Asta e axioma la tot ceea ce vorbim Știu că am în familie valori nenegociabile dacă am luat niște decizii înainte să apară confruntarea pentru care am nevoie de acea valoare. Haideți să vă dau un exemplu și mă veți înțelege mai bine. Daniel cu prietenii lui duș în Babilon. Valea dura, chipul de aur și prietenii stau în fața chipului. Începe fanfara, dă, ăștia rămân în picioare. Vă întreb eu. Și vă rog să-mi răspundeți. Când au luat decizia să nu se închine? Atunci, pe loc? Hm? Înțelegeți ce înseamnă să ai valori nenegociabile? Ei n-au mai avut atunci timp să stea, bă, șa sau cum și-o ei, Anania. Ce facem? Ne închinăm? Nu ne închinăm. Cum? Hai mă că nu ne vede nimeni. Să negociem, votăm, democrație. Facem ședință de comitet dacă să ne închinăm sau nu. Ei au avut luate deciziile cu mult înainte să fie confruntarea. Pricepeți ce vreau să vă spun. O familie este protejată și crește dacă ia niște decizii ca să-și păstreze niște valori fundamentale pentru familie, cu mult înainte să fie expuși la risc. Când vine riscul, nu mai ai timp. Când trebuie să decizi în fierbântat, greșești. Când trebuie să decizi pe moment, ai toate șansele să decizi greșit. Să te lași pradă emoțiilor atunci. Nu te pune sub presiune când trebuie să iei decizii mari. De aceea, pentru că nu știi când vei fi pus sub presiune, atunci ia-le dinainte, asta e cheia la seminarul de astăzi, dragii mei. Să luăm deciziile acum, pentru că atunci când ne vom confrunta cu situații, noi să nu mai stăm să ne gândim mă, ce să fac acum. Păi, simplu ce fac. Aplic ce am decis. Aplic ce am decis. Pentru că deciziile sunt uh, apărate, uh, valorile sunt apărate de decizii prealabile. Da? Valorile acestea, nenegociabile, de fapt, se zidesc pe valori individuale. Adică, nu poți să faci din doi oameni de nimic o familie bună. Asta înseamnă că trebuie să lucrăm în mod individual la creșterea noastră, de aia trebuie să ne căsătorim cu cine trebuie, sau trebuie să creștem și să reparăm dacă se, și se, pot, se pot repara multe. Iată care sunt câteva dintre valorile care trebuie să fie în focusul nostru. Sunt valori de ordin spiritual. Și nu spun asta doar pentru că sunt în biserică. Ați văzut că nu e o predică asta, da? E seminar. Și apropo, am uitat să vă spun de la început, putem să mă opriți, putem să interacționăm, putem să vorbim, așa e fain seminarul, să nu fim de acord, să ne enervăm unul pe altul. Nu? Dar, Apostolul Pavel, inspirat de Domnul spune și voi ați fost binecuvântați cu tot felul de binecuvântări. Unde? În Hristos? Unde? În locurile cerești. Nu acum ascultați-mă bine, dragi familii. Primul domeniu în care familia mea există este un domeniu spiritual. Nu-i pe strada Carpați numărul nu știu cât îi. Primul domeniu în care familia ta există este în domeniul spiritual. Și cine nu este conștient de asta, va plăti un preț mare. De aceea, noi trebuie să fim conștienți ce valori punem la temelia familiei noastre, astfel încât acest domeniu să funcționeze bine în casă, și anume domeniul spiritual. Și o să revenim la asta. Apoi, există valori morale. Valori morale pe care nu trebuie să le încălcăm, să le păstrăm și să le articulăm, să fie foarte clare între noi. Apoi, sunt valori relaționale. Modul în care interacționăm, modul în care ne comportăm, atitudinea pe care o avem unul față de celălalt. Nu uitați, atitudinea e tot în casă. Ăsta e lângă o mutulică. Da? Uh. Valorile relaționale sunt fundamentale în casă. Apoi, sunt valori intelectuale. Adică planul acela de creștere, de dezvoltare personală, dezvoltare împreună, de lectură, de discipline spirituale, modul în care ne facem amintirile. Zicea cineva, mă, atâta ne zbatem să facem bani și cum vin așa se duc. Și oamenii uită că ceea ce rămân sunt experiențele împreună. Deci faceți experiențe împreună. Nu experimente, experiențe. Apoi, sunt valori emoționale, sunt valori materiale. Tot acest spectru trebuie să creeze un spaț, acel spațiu de siguranță și funcțional acasă la noi. Putem să mergem mai departe, da? Deci, valorile nenegociabile sunt cele care stabilesc terenul comun pe care se află confortabil tata, mama și copiii. Când împărtășim. Vă rog frumos să, să vă gândiți în felul acesta: când împărtășim toți aceleași valori, ne simțim compatibil cu cel de lângă noi. De ce auzim tot mai des? Păi nu, ce nu mai sunt compatibil cu el, că nu parcă nu avem compatibilități. Și confundăm uniformitatea cu compatibilitatea. Noi nu trebuie să fim uniformi, dar trebuie să fim compatibili. Și compatibilitatea vine prin asumarea acelorași valori. Iertead? Bun. Acestea, valorile nenegociabile... Stabilesc limitele protective și în interiorul casei, și în afara casei. Adică, dacă stabilesc, vă dau un exemplu. Dacă stabilesc, niciodată nici soția și nici soțul nu va compromite autoritatea parentală în fața copiilor. Nu mă contrazic, nu-l contrazic pe partenerul meu de viață în fața copiilor că l-am terminat pentru totdeauna, și pe partener și pe copil. V-am dat un exemplu doar. Nu vă nenorociți, stați în casă, vă rog. Doamnelor, nu îi călcați în picioare în fața copiilor că i-ați terminat. Pe copii, în primul rând. Și apoi pe soții dumneavoastră. Ei, ce vreau să vă spun? Când am stabilit limitele în interiorul casei și în afara casei, abia atunci familia este protejată. Abia atunci familia este protejată. Mergem mai departe. Aceste valori nenegociabile, devin un reper. Se comportă ca niște repere când suntem dezorientați. Acum cu toții știți că nu întotdeauna numai lapte și miere în casă. Suntem realiști. cum zicea cineva, în cel mai bun caz suntem numai oameni. Uh, și atunci, în momentul în care apar dificultățile, crizele, și pot să fie multe crize în familie, Imaginați-vă următorul lucru. Vă dau această imagine. Câți dintre dumneavoastră lăudați fundația la o casă? Să te duci la un prieten, hai mă să arăt fac casă. Să te duci, să te uiți, să vezi tot felul de chestii, candelabre, decoruri. Și tu ca tiute să te duci, mă, fundație faină, De ce spun lucrul acesta? Nimic din ce se vede n-ar fi stabil dacă nu este ceva ce ține toată structura. Și când vine vântul și tsunami, tot câte un candelabru și câte o draperie vezi, dar după ce trece furtuna, știi ce rămâne? Fundația. Dacă e cum trebuie făcută. Fundația și pilonii ăștia de susținere. Îi vedeți așa din loc în loc. Ăia țin toată clădirea, nu pereții. Nu decorul ăsta ține casa. Nu asta ține biserica stil ăștia în casa. Deci valorile nenegociabile sunt structura de rezistență a casei. Nu se vede, nu se văd întotdeauna oamenii văd superficial în familia noastră din afară și noi vedem superficial în familia altora, că știm bine să salvăm aparențele. Întrebarea mea este când vine furtuna. Și când ni se duce ceea ce pare frumos în casă. Unde ne repliem? unde ne reașezăm. Ne ducem la ceea ce este important. De aceea valorile nenegociabile este ceea ce nu se duce odată cu vântul și pe care putem din nou să rezidim. Este structura de rezistență, reperul casei noastre. Pentru că nu e așa. Dădeam acest exemplu. Imaginați-vă două familii, aparent la fel, Amândouă trec printr-o criză asemănătoare. O criză grea, asemănătoare. O familie se desparte și o familie iese întărită. Aceeași criză, aceleași circunstanțe. Ce face diferența? De ce una n-a rezistat și s-a despărțit la aceeași criză și alta a ieșit mai strânsă, mai întărită? Vă spun eu de ce. Pentru că cea întărită. A avut temelie solidă. Și temelia a fost valorile nenegociabile la care au putut să se întoarcă. Iar familia zidită pe altceva decât pe temelie solidă, a dispărut. A, nu mai este incompatibil. Nu mai simt, ce? nu mai simt așa. De la corazon se trage. Este copilării. De ce? N-au fundație. N-au fundație. Bun. Înainte să luăm pauza, o să trecem la prima. Și vedeți, deja am intrat în această logică. La, o să abordăm câteva valori nenegociabile foarte exacte. Și mă bucur că o să trecem peste prima, înainte să luăm pauza, ca cel puțin să vă dați seama ce o să urmeze după pauză. Prima valoare nenegociabilă. Și acum mă refer în mod special la cei doi. Și la cei care au sub 5 ani, sub 10 ani de căsătorie, este autonomia. Ca să fiu mai pe înțelesul tuturor, și acum vorbesc și pentru cei care au copii căsătoriți, adică la socre. Uh, pentru că li se adresează în egală măsură amândurora. Acum am și o socru, fratele relui, socru. Uh, mai sunt ceva socre pe aici? Hă? Domnul să vă ajute. Să le faceți față la... Bun. Deci prima valoare nenegociabilă este autonomia. Eu am încercat să salvez familie și am pierdut familie. Bun, acum trebuie să fac o precizare. Nu s-au despărțit numai din cauza socrei sau a mamei sau a tatălui sau a socrului. Au avut ei probleme, pentru că o familie solidă, cu valori puternice, poate să dea orice, tot nu se despart. Dar a fost un factor puternic favorizant pentru o familie vulnerabilă. Și s-au despărțit. Pentru că n-au reușit să-și contureze autonomia. Acea linie de autoritate dumnezeiască, spirituală, pe care Apostolul Pavel o descrie foarte clar în 1 Corinteni, capitolul 11, unde îl pune pe Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia și continuăm noi și copiii. Această linie de autoritate. Și o să fac niște precizări ca să nu credeți că vorbesc despre superioritate aici, ci vorbesc despre funcționalitate. Deci, autonomia. Când apare problema asta? Când în noua familie nu reușește să se adune și să fie de sine stătătoare. Este prea dependentă sau prea Legată de familiile extinse. Există și o teorie, am auzit-o într-o predică, era să, deja să rodea carpetul sub mine, când am auzit un predicator care a spus că autoritatea, noua familie, de fapt, este o extensie a autorității din vechile familii. Și scriptura îmi spune că e o linie nouă, nouță, ruptă de autoritatea vechilor familii și venită direct de la Dumnezeu. Pentru că dați-mi voi să vă mai spun încă un lucru cu care nu o să fiți de acord. Eu nu cred în familie creștină. Eu cred în familie în care cei din familie sunt creștini. Dar familia este și dacă nu e creștină. Păi vă întreb simplu. Dacă să convertesc doi budisti, fratele lui recăsătorim? Păi nu-i recăsătorim, nu? Îi considerăm familie. Asta înseamnă că familia ține de creație. Să nu luați asta ca un argument că putem să ne căsătorim cu oricine, pentru că știu că deja vă trecut la câțiva priminte. Nu asta am spus, că ne putem căsători cu oricine. Dacă suntem creștini, vom căsători cu un creștin. Doi deci, când suntem șase, Nu ne jucăm la un joc nepotrivit cu cel nepotrivit, da? Deci să nu-mi puneți cuvinte și nici idei în, în cap. Dar familia ține de creație și Dumnezeu respectă familia indiferent de crezul pe care aceasta, prin creație, Dumnezeu respectă familia. De ce am vrut să spun lucrul acesta? Pentru că să nu credem că numai familia creștină are autonomie și are autoritate de la Dumnezeu. Prin creație, orice fel de familie intră în aceeași paradigmă. Au unei linii de autoritate pe care Dumnezeu o dă în acea familie. Dar acum să revenim totuși la ale noastre, pentru că e mai simplu să vorbim de familia creștină. Uh, autonomia uh, familiei, mai ales a celei noi proaspete, poate să sufere din două motive. Și primul motiv din care poate să sufere este din partea părinților. Și pot să apară niște greșeli, posibile greșeli, din partea părinților. Dacă cumva careva dintre voi ați trecut pe aici o interferență prea mare a familiei părinților față de noua familie, dați-mi voi să vă spun, nu vă grăbiți să-i acuzați că nu vă iubesc. Că o fac din răutate. E greșit. Din prea multă dragoste și din neînțelegere a limitelor în care poți să-și exprime dragostea, apar cele mai multe greșeli. Adică atât de mult își iubește tata, prințesa, că nu poate numai așa, nu, nai cum să ai încredere în ăla, o venit, o, o luat-o, o dus -o, nu, cum să ai încredere? Și normal că vrei să mai controlezi, să mai observi ceva, să mai vezi, să... pentru că iubești. Și asta nu se poate nega. O soacră nu duce sarmale prea des, neapărat că e foame la ginere, ci vrea să vadă cum e tratată fica, nu? Deci, neînțelegerea modului de a-și exprima dragostea. Crezând că fac mult bine, de fapt, de fapt fac mult rău, pentru că se apropie prea mult, trec linia roșie în noua familie. Și când nu se cristalizează autonomia, în noua familie sunt probleme mari. Deci, o altă posibilă greșeală din partea părinților este Uh, Hiperprotectivi. Dacă au fost prea protectivi cu copiii înainte de căsătorie. Uh, Dau deseori, acum nu spun că era bine pe vremea noastră, dar când stau să mă gândesc, să mă aduc aminte uh, când eram copii în vacanță, păi ne trezeam dimineața, treiam în bucătărie, tăiam o strujă de pită. Știți ce e strujă de pită, nu? Nu? Huh? E felia aia de la mijloc, aia mare. Aia. Mă aduc aminte așa cum o muiam așa o țără în lapte, puneam o țără de zahăr peste și nu mă mai vedea nimeni direct. Pe stradă eram, da. Și apoi de acolo pe some, la somer. De la some mergeam pe pășune de la pășune mergeam pe pădure, de acolo trăgeam cu prăștile, cu arcurile, de acolo mergeam, ne făceam cazermatele. Deci, am avut o libertate și ne-au oferit spațiu. Acum nici nu erau atâtea pericole, într-adevăr, ca și acum. Imaginați-vă că nu știți unde e fica voastră de 15 ani, un ceas. Imaginați-vă. Nu avem tracking și. Ce avem, GPS-uri pe telefoanele lor și. Nu? Pentru că suntem mult mai protectivi. Mâncam ce apucam, nu era nicio problemă. Uh, și, după cum ne vedeți, uh, suntem bine, un pic prea bine, nu? <laughs> ce vreau să vă spun, dragii mei? În momentul în care un părinte nu începe să-i ofere spațiu, tânărului înainte de căsătorie, îl face dependent și îl ține dependent de el, de părinte. Și când se căsătorește, nu se rup relația asta, nu se rup așa că ne-am dus la biserică să rugat păstorul pentru ei și gata să rup asta. Asta e o chestiune zidită în timp și se desface în timp. Tocmai de aceea părintele înțelept este un părinte care începe să-i ofere spațiu copilului din timp înainte de căsătorie, învățându-l ce are de făcut după căsătorie. De aceea, a fi hiperprotectiv, vorba aia, zice, ține nasul un pic prea mult în noua familie. Să-i verifici, mă. Nu știu cum să... Dacă greșesc, frate, zice, dacă iau o decizie greșită, lasă-i să greșească și să ai greșit. Cea mai bună lecție, este un, un act de maturitate pentru un părinte să-i permită copilului să greșească. Noi trebuie să-l învățăm să nu facă greșeli fatale. Acolo trebuie să fim atenți. Dar o altă posibilă greșeală, pe lângă a fi hiperprotectiv, părinții dominanți, controlling. Păi, dacă cu o lună înainte de nuntă, mama îi gestionează banii băiatului, cum crezi că se va descurca să-și gestioneze banii după căsătorie? Tipul acesta de părinți controlling vor genera oameni incapabili să-și ducă familia. Și atunci, normal că nu se poate structura autonomia. Da? Apoi, o altă posibilă greșeală, netăierea cordonului umbilical. Da? Să ții legată cu buricul de... <laughs> uh e prințesa, e, e aici, e legată de mine, nu-i dau drumul. Au, și eu eram de ăsta, eram în Canada și zicem, un momentul nu mi a văzut puștile, nu au avut niște puști pe acolo. Și zice, mă, ce păstor ești cu puști, mă? Și zice, păi, cum să fii păstor fără puști? <laughs> Dar nu, i-am dat explicații. Totuși, de ce ai puștile astea? Și am zis, mă, am trifete. <laughs> no. Și... Uh, Astea sunt unul dintre testele pe care trebuie să le treacă băieții când vin. Dar nu de unde despre asta e vorba. Mă aduc aminte o, o scenă simpatică. Acum vedeți, la conferințe de familie nou, ne permitem un, cu demnitate, cu bun simț, dar spunem adevărurile un pic mai colorat ca să poată să fie înghițite. Uh, un frate pastor, nu vă spun numele că-l cunoașteți, o crescut o prințesă de fată în domnule, ca un cristal de la un bibelou de la pe televizoarele vechi. Uh, și a venit vreau să se mărite. Uh, și l-a întrebat un prieten de-a lui, mă, să se mărite fată? Da, mă, zice, să mai? Zice, și... Ți s-a Da, s-a Ce ai simțit în dimineața aia când a venit -a luat o veni și ți-o luat-o din casă? Stă să se și zice, mamă, imaginează-ți că ai o vioară stradivarius. Și? Și într-o dimineață vine o gorilă, o ia și începe să cânte la ea. ăla a fost, nu pot să descriu mai bine sentimentul decât asta. ce? să-ți iei o vioară stradivarius. Asta înseamnă, nu, să îi ținem prea, prea aproape pe, pe copii și să nu învățăm să plece. Să nu învățăm să plece. Bun. <coughs> Însă, sunt posibile greșeli și din partea copiilor, atunci când nu reușesc să-și consolideze autonomia. Și o primă greșeală ne pregătiți pentru căsătorie. Ne pregătiți pentru căsătorie. Să nu poți să asumi familia. Asta vine în momentul în care băiatul. Fata crede că toată căsătoria-s visele ei de prințesă și băiatul crede că toată căsătoria înseamnă dormitor. În momentul în care avem o privire atât de îngustă asupra familiei, în momentul acela, de fapt, se întâlnesc doi oameni nepregătiți. Știți cum s-a dus băiatul ăla la tată? La tată s-a zis, tată, mă Dar da, cu cine, mă? Nu-i treaba ta. Bă, dar pocăită Dar nu-i treaba ta. Băi, fată bună, nu-i treaba ta, frumoasă nu-i treaba ta. Dar mă, dar unde o să locuiești? asta e treaba ta. Da? Adică ne pregătiți pentru căsătorie. O altă posibilă greșeală este dependența de părinți. Da? Dependența de părinți. Părinții să te țină, părinții să scumpere. cumpere, părinții să... Am văzut mame care duc tăvița. Duc tăvița în pătuc la băiețel. Și ăsta i-a dat, o cerut din nevastă. Și duce tăvița. Adică, o, oameni care nu pot să ducă nimic. Da? Dependenți de părinți. Apoi, motivații greșite pentru căsătorie, motivațiile greșite împiedică consolidarea și formarea autonomiei a, familiei noi. A, vă dau doar un exemplu. Eu cunosc o persoană care s-a căsătorit ca să se răzbune pe o situație. A fost logodită, poate excepțională, a fost logodită și a fost părăsită. Și în furia și în dezamăgirea și în frustrarea pe care a avut-o, știți ce a zis? Primul care vine, cu ăla mă Dumnezeu a fost bun și a trimis un băiat chiar bun, băiat bun de tot. Dar toată viața i-a avut o rezervă i-a rămas ceva acolo, un clic. I-a rămas un clic. Și am văzut peste timp că nu s-au chiar unit atât de tare cât ar fi trebuit. O altă motivație greșită, și aici vă rog să fiți atenți, dragi părinți, o altă motivație greșită pentru care, părinți, pentru care copiii ar putea să se căsătorească ar fi evadarea. Și cunosc foarte mulți copii, care spun următorul lucru, abia aștept să scap de iad. Pentru că sunt niște familii conflictuale, sunt niște familii în care nu este liniște, pace, sunt familii în care abia aștept să ieși, să fugi de acolo, nu să mai locuiești acolo. Și copiii, cum crezi, devin adolescenți, când ajung la 16-17 ani, nu mai suportă atmosfera din casă. Și știi ce zic? Abia aștept să plec. Și pentru ei căsătoria nu este unirea cu cel pe care îl iubește sau cu cel, cea pe care îl iubește, ci este fuga de acasă. Crezând că, știți ce zic, cel mai rău nu poate să fie mai rău decât, la acasă, decât de la acasă noastră, la noi. Și ăsta e un motiv greșit, de aceea atenție ce atmosferă creăm în casă. Să nu ajungem să ne alungăm copiii într-o familie nefuncțională. Uh, nu încredeam partener, trec peste aceasta. Deci, ca principiu fundamental, eșecul în cristalizarea autonomiei familiei poate să ducă la divorț. Dacă familia nouă nu reușește să-și facă un sistem de a lua decizii, un sistem de autoritate corect, fără să depindă și fără să fie, să interfereze cu alte unde din afară, va avea probleme. De aceea trebuie adunată familia. Vă aduceți aminte că am spus că familia trebuie să fie un loc sfânt și un loc de siguranță la început? Prin autonomie se creează asta. Ei, uh, care trebuie să fie atunci relația? Relația dintre familia, îmi scapă că de la o vârstă nu mai țin minte nimeni. așa, dintre voi și părinții voștri. Și a noastră tuturor, pentru cei care mai avem părinți, care mai aveți părinți, pardon. Din partea părinților, pentru proaspeții căsătoriți, da? pentru familie mai tinere, dăm sfat, dar nu decizie. Am trecut prin multe, uite, vă dăm un sfat, dar nu luăm decizie. Mă aduc aminte de uh, niște părinți, da? socrii, care au uh, chemat uh, și o chemat ăștia tinerii după ce s-au căsătorit și au zis, mă, noi vă dăm un sfat, uite, ar fi bine să nu vă risipiți banii din la nuntă, bine ar fi să vă uh, cumpărați un teren... Uh, Că altfel să duc banii repede. Și nu că ne băgăm peste voi, numai un sfat. Dar să știți că am dat deja avans pentru terenul de lângă casa noastră. Înțelegeți? Deci, din partea părinților, sfat, nu decizie. Reciproc, ajutor, dar fără pretenții. Ajutor. Dar fără pretenții. Decât să mi se impună pretenții, n-am nevoie de ajutorul ăla. Pentru că voi fi rob acelui ajutor. Și autonomia mea s-a dus. Autonomia familiei nu mai există. În momentul în care sunt pretenții pentru ajutorul dat. Și din partea copiilor, pentru părinți, respect, dar nu obediență. Respect nu sărim acum, acum, e familia mea, nu, nu mai îmi spune, hai că vă sunteți depășiți, e altă lume. Nu ne umilim părinții. Îi respectăm, dar decizia o luăm noi. Aici trebuie să fie foarte pe picioare și bărbatul, dar și femeia. Amândoi. De ce? Mă aduc aminte că prima ceartă pe care am avut-o, uite, mă fac vulnerabil. Hai să vă spun de ce m-a sfădit prima dată cu Mihaela pe tema asta. Eu am, zis, eu am crezut, ca și oricare dintre voi, că eu nu, mă sfâs, nu o să mă sfădez niciodată cu la. Am zis că e perechea ideală, că nimeni nu ca noi, că doar toți am crezut așa. Până în prima duminică, frate, după ce ne-am toți din runda de miere. Și acum îmi aduc aminte că s-a terminat biserica și după biserică a venit socra și a zis, vai, ce bine că sunteți înapoi. Ce eu ca cic, așa a fost socru, zice, apropo, să clarific și lucrurile astea cu unguru da, din mine. Știți ce zice socru? Zice, mai Ion -cic, mă, Dacă mor tăți ungurii, tu mor nevinovat. <laughs> Tata a fost maghiar, mama, mama, româncă și știți că limba e maternă. Aș muri de foame dacă ar trebui să cer din mâncare în ungurește. Asta e paradoxul meu. Ioan să Sâzâ, și care știu numai aviz, atâta știu din ungurește. Deci nu cumva să veni să vorbiți în ungurește cu mine, că n-aveți cu cine. Dar să, să, revin. Și socra zice, să răcește cafea acum. Zice, măi, am a făcut niște sarmale. Așa cum îți plac ție. Vă așteptăm la masă. Bine. A doua duminică, suntem la biserica, vine socra la mine ce a făcut niște șnițele cu cartof natur, că nu știu, mi-a spus mie la ce-ți place ție, te la masă. Bine, socră, vine. A treia duminică, vine socra. Eu am ce zice. Am făcut, nu știu ce am mai făcut de acolo. Eu, naiv, nem fără să-mi dau seama. Eu mă bucur, nu, ai unde să mânci, măcar, știi? Nu-ți cheltui banii de nuntă pe mâncare. Bine, mergem și când se iese afară, mama, deci tata a fost un blând, blând, cum n am mai cunoscut tata. Mama, generalul ciucă e pistol cu apă pe lângă cum a fost mama. Ce plit mama la noi de... Mă aduc aminte ultimele două palme pe care le-am luat de la mama. Ia de așa stereo, pac, pac. Da. Și ultimele două, am întrebat-o, dar acum de ce mai mi le-ai dat? Să uită mama la mine, zice, preventiv. <laughs> da, preventiv. Noi luam preventiv. Și când se ies pe ușă la biserică, vine mama la mine și așa, avea tu peu să zică, să uită în loc la mine și zice, acum la noi nu mai bine, așa e. Bă, când mi-a zis mama așa. M am dus la mine așa. Știi ceva? Azi nu mergem la voi. Da, unde mergem? Mergem acasă la mine. Dar ce tot la voi, numai voi, a voi și buni. copil prostuț, așa că nu mi-am dat seama atunci. De, de unde venea presiunea asta? Intră sensibilitățile. Intră sensibilitățile, intră competiția între familii. Și în momentul ăla ne simțim, picăm la mijloc. Și apare prima fisură între soț și soție, la cine mergi. La cine ți mai mult te-ai dezlipit? A, ah, păi normal, că tu nu te poți dezlipi de-a tăi. A, ah, sfat... Ești, ești mai sensibilă față de maică. Tot de fusta mamii, ești sigur. Cum pleci la serviciu, cum ești la cafea la maică ta? Cumpărați-vă repede aparat de cafea. Aia de acasă e bună. Deci ce am vă să vă spun? Respect, nu obediență. Acestea sunt principiile biblice. Da? Principiul părăsirii va lăsa principiul autorității 1 Corinteni 11, direct de la Dumnezeu o linie nouă și proaspătă de autoritate, da? și principiul responsabilității generaționale. Când zic despre principiul autorității, responsabilității generaționale, mă refer la foarte mulți dintre voi, că dacă mă uit așa, sunteți mulți undeva la spre 20 de ani de căsătorie pe aici, mă gândesc așa, cam pe acolo sunteți foarte mulți. În perioada aia de viață, familia este sandwich. Sunt acolo cam 15 ani din viața noastră de familie în care suntem familie samici, adică între două generații. Suntem responsabili pentru copiii noștri și începem să fim responsabili pentru părinții noștri. Pentru că avem o responsabilitate generațională. Urăsc să aflu că sunt creștini în azile. Urăsc să aflu asta. Și tot timpul le spun tinerilor. Ce faceți voi cu părinții voștri, vor face copiii voștri cu voi. Deci, suntem la un moment dat în mijloc în care suntem responsabili pentru generația care vine, dar suntem responsabili și pentru generația care pleacă. Este un timp. Înțelegeți? E un principiu biblic. Nu avem, de dragul autonomiei, nu avem voie să zicem nu ne pasă de ei, noi cu familia noastră. Și aici este înțelepciunea și maturitatea unei familii care deja. Și-a așezat autonomia. Deci, autonomia, prima valoare, nenegociabilă. Amin. Una dintre cele mai uh, frecvente scuze pe care le-am găsit la familie atunci când uh, au perseverat în, uh, într-o direcție greșită a fost că uh, suntem prea obișnuiți ca să mai putem schimba ceva. Sau uh, am încercat de prea multe ori și ne-am dat seama că tot acolo ajungem. Uh, problema este de atitudine și, repet, vin la ceea ce am discutat până acum, de reașezare. Din când în când este bine să facem câte o resetare. Nu doar în viața personală, ci este bine să facem câte o resetare și la nivelul familiei. Acum, resetare nu înseamnă o negare a tot ceea ce a fost înainte și o reinventare a familiei, ci să ne reașezăm și să ne întrebăm ce este important în casă. Ce este, ce este important pentru fiecare dintre noi? Este spațiul din casa noastră? Este un loc sfânt de siguranță, de formare? de împlinire, de slujire? Să revenim la întrebările de bază, pentru că, repet, suntem tentați să intrăm așa, să complicăm, să filosofăm multe lucruri, concepte peste concept. Și trebuie să ne liniștim mintea din când în când. Tocmai de aceea, timpul de calitate de care avem nevoie din când în când este absolut obligatoriu pentru noi. Vedeți, cei mai mari hoți din ziua de astăzi nu sunt hoții de bani. Cei mai mari hoți din ziua de astăzi sunt hoții de timp. Și avem nevoie să ne oprim și să investim timpul unul în celălalt. Și am să vă spun de ce. Dumnezeu, când ne-a creat și ne-a lăsat să umblăm pe pământul ăsta, ne-a pus niște limite. La unii 50, la alții 60, la alții 70, 80, cât ne-a pus. Având bugetul ăsta de timp, în momentul în care eu îmi rup o bucată din ceea ce sunt eu, practic, din timpul ăsta, îmi rup o oră, îmi rup două, îmi rup zece ore și le dau partenerului meu. Eu rup o bucată din mine și dau o parte din mine celuilalt. De aceea e important timpul de calitate, pentru că îi dau ce am, adică pe mine. Când investesc timp în celălalt, mă dau o, dau o bucată din mine celuilalt. De aceea nu încape telecomanda între noi când avem timp de calitate. Că altfel nu, nu mă dau pe mine. Dau un timp care oricum îl cheltui în altă parte. De aceea e bine și vă încurajez. Aveți, slavă Domnului, unde să mai ieșiți așa câte un pic împreună. Dacă aveți unde să vă lăsați copiii bine. Uh, și să ieșiți și să resetați un pic, să vedem, este familia într-adevăr ceea ce vrea Dumnezeu și ceea ce mă aduce împlinire? Sunt confortabil în casa mea? Mă simt protejat, mă simt în siguranță? Îl împlinesc pe celălalt prin ceea ce m-a chemat Dumnezeu să fac? Pentru aceasta avem nevoie de valorile acestea nenegociabile. Am vorbit despre stabilirea autonomiei. O să mai trecem peste câteva, o să trebuiască să fiu foarte expeditiv, ca să nu ne prindă mâine dimineața aici. Că am auzit că aveți biserică mâine dimineață. <coughs> și o să mergem la cea de-a doua valoare nenegociabilă a casei, și anume altarul. Altarul casei. Dragii mei, este un lucru nenegociabil cum trebuie să avem părtășie unii cu alții, în Eclesiastru se spune funia împletită în trei nu se rupe ușor. Asta înseamnă că părtășia pe orizontală trebuie completată de părtășia pe verticală. Ascultați-mă simplu, banal, în cel mai accesibil mod o să vă spun. Zicea cineva și mi-a plăcut are mult, zicea, familia care știe să stea împreună pe genunchi, călătorește bine împreună. Este nenegociabil să ardă altarul casei. Este nenegociabil să avem altar în casă. Și nu mă refer acum la un șemineu, așa cu. Da? Ci mă refer la timpul zilnic de părtășie cu familia. Nu e opțional asta. Dacă vrem să fim soliți, dacă vrem să fim puternici, dacă vrem să fim protejați și de Domnul și unul pe celălalt să ne ținem spatele, oameni buni, lucruri simple, înapoi la altarul casei. Este inadmisibil pentru cineva care se consideră tare în credință și care are părtășie cu Dumnezeu și să nu aibă altarul casei. Eu nu spun că trebuie să fie stăruință în fiecare seară în casă. Nu la aceasta mă refer. Dar sunt situații și situații. Depinde de circunstanțe. Familia noastră este unică. Noi nu trebuie să copiem modele din familia cealaltă. Putem să împrumutăm lucruri bune care se potrivesc, dar noi trebuie să ne adaptăm modul nostru de a ne face uh, viața spirituală împreună. De aceea vă încurajez pe toți dintre voi, dragii mei, pentru cei care este din când în când sporadic sau poate ajuns opțional. Vă rog din suflet. Întoarceți-vă și veți vedea beneficiile altarului zilnic din casă. Timpul acela de rugăciune, timpul acela al scripturii, discipline spirituale, postul acela împreună cu toată familia. Este, dacă vreți, combustibilul care ne ține familia în viață. Ca să putem să avem o viață spirituală autentică, vie, în casă, adică să ținem altarul aprins. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să reușim să nu ne pierdem din vedere unul pe celălalt. Ascultați-mă. Este să reușim să avem altarul împreună. Am vorbit cu mulți că zic. Da, fiecare la noi în casă e cu Biblia lui, fiecare cu timpul lui de rugăciune, avem viață spirituală. Individual. Nu! No! Nu despre aceasta e vorba. Individual, da, avem fiecare, timpul individual. Dar dincolo, eu vorbesc acum de familie. Dincolo de părtășia individuală, avem nevoie de părtășia comună cu toți din casă. Și ca să putem să ne adunăm și să fim împreună, asta înseamnă că trebuie să ne regăsim unul pe celălalt. Să ne căutăm prin cotloanele vieții, prin camere și să venim împreună. Cât nu mă interesează, nu despre aceasta e vorba. Fiecare își stabilește propria uh, formă prin care va avea părtășe cu Dumnezeu, cu familia. Dar ce este important este să reușim să ne ținem astfel încât să nu ne pierdem din vedere unul pe celălalt. De ce credeți că se ajunge să vezi pe unul foarte puternic spiritual, sau așa se vede, în familie și unul jos? Înseamnă că nu călătoresc împreună. Înseamnă că se pierdem în vedere. Că nu mai avem răbdare unul după altul. Este o imagine extraordinară în Geneza, în capitolul 33. Iacov uh, fuge uh, de socrul său. <laughs> no, normal. Uh, pleacă de la Laban. Uh, numai că în fuga lui de uh, socrul lui uh, trebuie să-și confrunte trecutul trebuie să se întâlnească cu trecutul lui. Și trecutul lui nu este altcineva decât Esau. Esau este întruchiparea trecutului lui Iacov. Așa arată trecutul lui, ca Esau. Cel care vine să se răzbune, cel care vine să facă dreptate, cel care vine să omoare. Și acest Iacov, da? urmează să-l întâlnească pe Esau. Harul lui Dumnezeu, și nu intru în aceste detalii de alt ordin, Harul lui Dumnezeu este că a făcut să se întâlnească cu Dumnezeu înainte să se întâlnească cu Esau. Și când s-a întâlnit cu Dumnezeu, n-a mai fost Iacob, a fost Israel. Și Harul lui Dumnezeu este că Domnul ne schimbă identitatea înainte să ne confruntăm trecutul. Da. Dar frumusețea este alta aici. Și vine Esau și mă rog, Iacov încearcă să găsească o soluție, încearcă să trimită mită înainte, de acolo vine spaga, încearcă să ordoneze într-un anumit fel tabăra. Până la urmă se împacă. Ca de cât se împacă, ca doi frați. Și sau zice, Iacov, gata, acum plecăm. Și surprinzător, surprinzător, versetul 13 spune așa, Iacov i-a zis lui Esau, zice, Domnul meu să meargă înainte, că eu nu pot să mă duc în ritmul lui. Dar de ce? Zice, pentru că am copii micșori, așa zice Cornilescu, am copii micșori. Sunteți careva de la SD de Carpați aici? E o limbă dulce acolo. <coughs> am copii micșori, zice, și am animale, unele sfătate, unele slabe. Dacă m-aș duce în ritmul tău, aș muri. Nu, atenție acum! Vă rog frumos, când stabiliți ritmul spiritual al casei dumneavoastră, nu-l împrumutați pe al alte familii. Ritmul spiritual trebuie determinat de realitatea din interiorul casei noastre. Noi nu avem de dat socoteală altuia și nici de ieșit cu etichetă și comparativ și în competiție cu alte familii legate de viața noastră spirituală. Dar ea trebuie să fie! Interesul meu este să reușesc să rămân compact în interiorul casei. Că dacă ne pierdem din vedere, unul se roagă într-o cameră, unul se roagă într-o cameră, unul nu se mai roagă. De aia am spus că e important, nenegociabil altarul, ăsta ne aduce împreună. Atunci când Iacov a decis că trebuie să meargă. Vedeți, pentru prima dată, pentru prima dată în istoria lui Iacov, îl vedem pe Iacov îl vedem pe Iacov că îi pasă de alții. Numai de el a păsat toată viața. De, înainte să se nască. Numai de el a păsat. Și-a bătut joc de părinți, și-a bătut joc de frate, și-a bătut joc de soc, și-a bătut joc de, de tot, toată lumea și-a bătut joc. El trebuia să fie în centru, Doamne. Și dintr-o dată îl vedem pe Iacov ieșind din scenă și uitându-se la cei de lângă el. Înțelegeți ce e familia? tați, tați, ascultați-mă. Nu i vorba de noi. Un tată puternic nu cel care dă cu pumnul masă că are pumnul mai mare și încolonează pe toți. Ci cel care îi observă pe toți și face maximul posibil, maxim, nu o să putem face niciodată totul, dar maximul posibil încât să strânteze distanța dintre cei din casă. Și și-a asumat niște decizii omul acesta. Știți cum a strâmtat uh, distanța dintre cei din casă și-a și reașezat prioritățile? Urăsc că avem așa niște expresii care nu mai zic nimic. Cum să vă spun că și-a schimbat prioritățile? A început să vadă ce nu vedea înainte. Și iată, vă dau numai o imagine cum și-a schimbat prioritățile. În momentul în care urma să vine sau spre el, zice așa ce a contat până acum pentru mine? Ce am. Auziți? Ce am. Ce am adunat. Toată viața asta vă, să adune, să aibă, să domine, să fie. Și dintr-o dată și-a dat seama că nu-i despre el. Abia atunci stă familia împreună când soțul și soția îți dau seama că nu-i despre el, despre ea, ci despre noi. Și ceea ce n-am crezut vreodată că o să citim despre Iacov, iată ce citim. Și zice așa, a reordonat toată tabera lui și a, modul în care și-a reordonat tabera, deconspiră noile lui priorități, după ce se întâlnește cu Domnul, dincolo de părul cherit. Și zice așa, a pus înainte oile, măgarii, turmele, mă, până acum... Ultimele roste astea, da? Dar să mor, astea, Doamne, ochii din camii scot pentru asta, da? Dintr-o dată se inversează lucrurile și își dă seama, atenție, că oamenii sunt mai importanți decât lucrurile. Vine sau cu sabia și el spune, primele la care renunț în viață sunt lucrurile, nu oamenii. Până acum, n-au contat oamenii pentru el. Și și-a pus lucrurile înainte. După lucruri, zice, a început să pună nevestele și și-a pus nevestele tot într-o anumită ordine. Da? Acum vorbim despre o, o lume, o societate, trebuie să înțelegem această Revelație progresivă și nu vă duceți prea mult cu gândurile. Și-a pus dintre roabe cu copiii lor, roabe cu copiii lor. După aia, în spatele lor, o pune pe Lea cu copiii ei și la sfârșit de tot. Adică ultima care să moară, vedeți? Ordinea priorităților să în ordine inversă cum așează da? să facă vulnerabilă tabăra. Rahela cu puiuțul. De, -aia încep, de acolo a început să-l iubească pe Iosif. La care e cel mai protejat, nu? Și acum își aranjează viața în ordine asta și el se retrage, se uită și zice, până acum era exact invers, acum s-a reașezat viața. Și acum a marea dilema lui îi, atenție, unde mă pun eu? Unde mă pun eu? Este ex o imagine care pe mine m copleșit când am văzut-o în felul acesta. Și zice, după ce a pus femeile și copiii în forma aceasta, zice, el a trecut înaintea lor. Înaintea cui? Înaintea oamenilor. Știți ce a zis de fapt Iacov atunci? Uitați ce lecție luăm de la Iacov. Dar să piară toate. Ăștia vor pieri după ce mor eu. Au tată dragă, să pierd tot. Dar ăștia vor pieri după ce pierd eu. Pentru prima dată Iacov trăiește pentru altcineva. Aceasta a fost, acesta a fost secretul pentru care Iacov a reușit să-și pună familia împreună. Așa putem să avem altar în casă când ne asumăm noi, Riscul, protecția. Noi dăm direcția. Tata dă ritmul în casă, în parteneriat cu mama, ținând cont de realitatea fiecăruia. Tata dă ritmul, în parteneriat perfect cu mama, ținând cont de ritmul fiecăruia. De ce zic ținând cont de ritmul fiecăruia? Păi, hai să ne mai uităm la un exemplu din scripturi. Iov. Când zic Iov. Primul lucru care mie îmi vine... Imaginați-vă că n-ați citit niciodată cartea Iov. Da? Și vin eu să vă spun, mă, a fost un om Iov. Și dacă aș lectura repede așa povestea lui, uitați cam care e ordinea în care îmi vin mie lucrurile despre Iov. Iov este prototipul omului care suferă. E primul lucru care îmi vine în minte, da? Omul care suferă. Doi, foarte bogat. Foarte bogat omul. Trei, avea zece copii. Patru, era un om neprihănit. Asta e ordinea în care îmi vin mie lucrurile în cap despre Iov. No, haideți să ne uităm ordinea în care Scriptura îl prezintă pe Iov. Și zice așa, în țara Uți era un om pe care îl chema Iov și acesta era curat la suflet și neprihănit. Deci primul lucru pe care îl vede Dumnezeu era neprihănirea lui. Al doilea lucru pe care Dumnezeu îl vede la Iov zice, avea fi și fiice. Zece prunci. Mă, să fii neprihănit cu zece binecuvântări în casă? Nu-i simplu întotdeauna, nu? După aia, al treilea aspect, zice, și avea 3.000 de cămile și nu știu câte 5.000 de măgărițe și un slujitor, business mare. Ăsta era business, nu ce ai asta pe aici. Și da? a patrulea lucru aflăm că a venit și suferința peste. Exact în ordinea inversă în care ne impresionează pe noi lucrurile. Și uitați ce spune așa. Și la un moment dat, imediat, narațiunea curge și zice atât de... Este un secret aici. Și trecem ușor peste el. Zice, copilul lui Iov dădeau câte un ospăs, nu știu ce, și chemau și pe surorile lor cu, cu ei. Știți ce îmi spune mie asta? I-a învățat pe copii să stea aproape unul de altul. Este extraordinar. Iov a reușit să învețe pe copii nu să se vorbească, nu să se așa unul pe altul. Când are unul un dinăr, nu cu prietenii, cu frații. Cu frații. Și ei erau împreună. Și acum, după ce dădeau ăștia o spăț, eu se gândea, mă, poate l-o supărat pe Domnul. Deci și dis de dimineață aducea jervă pentru fiecare copil. Nu așa o jervă generală cum ne rugăm noi, Doamne, binecuvintează și copiii mei. Deci aducea jervă pentru fiecare copil. Apropo, de multe ori am fost întrebat pe la conferințe așa, unde scrie în Biblie că tata e preotul casei? Aici la Iov. Aici la Iov. Că el aducea jerfe, jerfe. Și noi aducem altfel de jerfe. Dar noi trebuie să aducem. Auziți, stați? Jerfe pentru fiecare, și apoi zice, îi chema și stătea de vorbă cu ei. Nu făcea ședință cu părinții așa, publică. Dacă aducea jertfă pentru fiecare, înseamnă că stătea de vorbă cu fiecare. Știți ce afla Iov acolo? Și revin acum și leg oarecum pe Iacov de Iov. Cam am zis că noi trebuie să găsim spațiul ăsta, dar ținând cont de fiecare în mod individual. Pentru că acolo afla care e vulnerabilitatea unuia, care e visul celuilalt, care e darul celuilalt, cu ce se confruntă celălalt, și, ținând cont de realitatea fiecăruia din casă, eu voi putea să fiu suficient de înțelept și să găsesc un ritm în care să nu-i pierd pe unii pe drum. Dacă voi impune un ritm prea alert, la unii îi las în spate. Dacă voi impune un ritm prea încet este insuficient pentru creșterea spirituală. Și atunci trebuie să am înțelepciunea să dau un ritm ca tată, un rit spiritual, un rit spiritual suficient în care să avansăm, să creștem, dar nici să nu-i pierdem pe unii. Vor veni niște sfântoci de ăștia cu gâtul țapă și o să zică, lasă-l domnul, nu vrea să vină, dă-i pace, să atinge Dumnezeu de el cândva. Ascultați-mă, am făcut -o, dată o afirmație periculoasă, dar, ca tată, ca mamă, trebuie să ne asumăm. Și le-a spus fetelor, fete, orice prostie ați face în lumea asta. Eu sper să nu faceți. Dacă se va întâmpla să faceți, ușa mea niciodată nu va fi închisă pentru voi. Pentru că să vă fiu tată, nici să vreți, nu o să puteți schimba. Iar eu, ca tată, nici să vreți voi, nu o să schimb că sunteți fetele mele. Adică să găsim acel spațiu comun, împreună. Despre aceasta e vorba cu altarul casei, despre a găsi ritmul în care să creștem. Bă, la unii îi stăruință 3 ceasuri în fiecare seară, da? nu? Nu poți să vii și să îi impui același ritm altei familii. Da? La alții mai așa, mai așeza mai. Ok? La alții cu studiu biblic. Nu, nu despre asta e vorba acum. E unic pentru fiecare familie. Și fiecare familie trebuie să-și impună cum trebuie, dar trebuie să fie. Despre asta e vorba. Și dau aici un exemplu, dragi mame. Nu atentați la autoritatea tatălui. Aici am văzut multe greșeli. Dacă tata a zis, la ora nouă ne întâlnim în sufragerie să avem un timp de părtășie în rugăciune. Dacă tu ca mamă vii și spui dintre copil tatălui. Nu în seara asta, nu, lasă tu că are mâine uh, teză, are mâine examen. OK? Ține minte. Niciodată copilul ăla nu va mai veni, dar nici de tată nu va mai asculta. Nu, repet, nu atenta la autoritatea tatălui. Fii deșteaptă. ia de o parte și spune Bă, bărbate, Mâine are examenul ăsta și nu a învățat tot semestru, mă, nu știu, e botă. Auzi, nu ne rugăm să-i spună mâine Domnul, că oricum nu-i spune nimic Domnul. Dar mă, ca să mai citească o țără în seara asta și ne rugăm să-i aduc aminte ce citeaște în seara asta. Așa că, auzi, până acum am stat un ceas la rugăciune. 15 minute în seara asta ca să-i dăm un pic. Și asta e o discuție între tată și mamă. Și când vine tata, vine eu, el bățosul, știi, el e cu autoritatea. M-am că ai examen mâine. Da, ai învățat? Da, nu uite. Ne rugăm, Domnul, să-ți aducă aminte tot ce ai citit. Dar numai atâta. Și pentru că știu că mai ai de citit, uite, în seara asta facem o țără mai scurt. Dar nu sărim peste asta. Te punem în brațul. Câștigă și mama, câștigă și tata și câștigă și copilul. De-aia e important parteneriatul acesta între mamă și tată. Okay? Deci ritmul comun. Un al doilea lucru legat de altarul. Practicarea disciplinilor spirituale împreună. Împreună. Când cresc copiii și zic, bă, Eu am crescut într-o familie în care... Eu nina știu că duminica dimineața este mâncare. Eu am crezut că n-apare numai duminica după masă mâncarea. Că era păcat de moarte să mânci duminica dimineața, nu? Până așa au fost. Nu se mânca duminica dimineața, dar ce am învățat este că toți facem asta. Asta am învățat. Toți facem asta. Înțelegeți? Deci, atenție, discipline spirituale, oricare ar fi ele. Apropo, dărnicia. Dărnicia nu trebuie să învețe copiii când, sunt pe când ajung pe salarul lor. E prea târziu. Dacă n-au învățat-o înainte să fie pe salarul lor, nu o să înveți niciodată. Dau un exemplu, dacă îmi dați voie, că una dintre practicile pe care le-am avut când postăream în Canada a fost, la noi în biserică n-am făcut niciodată colectă. Eu n-am avut colectă timp de 16 ani acolo. Dar am construit, ajunsesem la 120 de membri, am început biserica de la zero. Când am ajuns la 120 de membri, am construit o biserică de 4 milioane de dolari. Și n-am avut un businessman de ăsta să vină să dea un milion de dolari. Nu, oameni cu salarii normale. Dar ce am făcut? Am învățat eu și apoi biserica că tărnicia e închinare. Nu dăm ca la homeless în centru că e nevoie. La... Nu, la biserica nu are nevoie. Are prea mare demnitate biserica să aibă nevoie de ceva de la noi. Noi avem onoare să dăm, nu datorie. Noi dăm ce nu e al nostru, de fapt. Nu ne avem voie să ținem ce dăm. Și atunci ce am făcut? Cândva, în mijlocul programului, aveam 10 minute așa în care să mai salută oamenii și era momentul în care ne închinam cu banii noștri. Și am învățat familiile să vină cu zecioilele pregătite de acasă și să-și ia copiii înainte să coboare la școală duminicală, ca la cântare și rugăciune țineam împreună cu toți să învețe, și numai când se transmitea adevărul biblic, era pe limba lor, adică pe nivelul lor de înțelegere. Și atunci, înainte să coboare, mergeau împreună ca familie și copilul așa, cu pliculețul, băga la cutie. De mic să învețe că nu tot ce intră e al nostru, ci este ceva ce trebuie să dăm. Ei, v-am dat un exemplu de discipline spirituale care trebuie practicate cu toată familia. Și apoi, în familie trebuie și darea de socoteală. În familie începe darea de socoteală. Acolo trebuie să ne întrebăm unul pe altul legat de modul în care avem viața spirituală, care ne sunt vulnerabilitățile, care ne sunt zdrobirile, unde mă simt slab, unde mă simt tare. Deci e banal ce am spus așa, -i? dar haideți să vă întreb eu practic. Câți dintre voi aveți libertatea să vorbiți despre lucrurile unde vă simțiți vulnerabili? În casă. Nu-i așa că e greu? Ce nivel de maturitate îți trebuie să vorbești cu soțul și cu soția ta? Unde te simți vulnerabil? Unde ai nevoie de ajutor? Unde ai nevoie să-ți țină spatele celălalt? Și ce maturitate și ce familie solidă este când unul dintre parteneri vine și spune: Aici am nevoie de ajutor, am nevoie să fii atent, să fii atentă, pentru că mă simt mai slab. Poate idealist ce spun acum, dar e de dorit. Mergem mai departe. A treia valoare nenegociabilă este gestionarea corectă a conflictelor. Vă rog să mai citiți încă o dată. Deci a treia valoare nenegociabilă este gestionarea corectă a conflictelor. Nu am zis evitarea conflictelor. Pentru că conflictele sunt inevitabile. Problema în familie noastr noastre nu este dacă vom avea conflicte, ci cum vom trece peste conflicte. Și spun lucrul acesta, dragii mei, pentru că, era să zic voi ca români, noi ca români, nu avem, n-am avut disciplina și educația conflictului. Pentru noi, conflict a însemnat circ, scandal. Ok? Noi atât am știu că e conflict. Nebunie. Nu. Conflictul poate și trebuie în familiile noastre să fie una dintre cele mai mari binecuvântări. Nu există creștere fără conflict. Dacă înțelegem filozofia conflictului, nu există creștere fără schimbare. Și orice schimbare aduce o ciocnire. Și orice ciocnire înseamnă conflict. Dar nu înseamnă scandal. De aceea, dragii mei, o familie solidă, o familie matură, înțelege că diferențele de opinie nu înseamnă conflict destructiv, neapărat, adică scandal. Dar diferențele, ciognirea dintre diferențele de opinie este conflict. Asta înseamnă conflict. Când discutăm pe argumente, e conflict. Nu-i circ. Deci să nu ne sperie cuvântul conflict. Există o parte binecuvântată în conflict. Cum? Până când, pentru că am zis de la început că suntem diferiți. Și știm bine că suntem diferiți, da? Și din multe puncte de vedere. Poate că n-am văzut încă diferențele dintre noi. Am fost atât de încăpățânați încât așa am zis, nu, până, o cioplex până e ca mine. Îl ceoplezi până gândește ca mine. Nu-l mai chinui, îl nenorocești, îi rupe personalitatea. Face o plantă umblătoare din el. Ei, ce înseamnă uh, diferență de opinie? Înseamnă că, și o să mă refer imediat la lucrurile care creează diferența acestea de opinie, gândim diferit, așteptăm diferit, Aducem, aduc împlinire lucruri diferite în viața noastră. Și când discutăm, pentru că până la urmă căsătoria e și arta negocierii. Dar când discutăm argumente, cât timp discutăm argumente. Vă rog să fiți cu mine acum. Cât timp discutăm argumente, conflictul acesta prin ciocnirea argumentelor aduce un plus în familia noastră. Noi creștem discutând de pe poziții diferite dar argumente. Problema știți unde apare? Problema apare când îi dăm voie conflictului să se transforme în scandal. Deci, ciocnirea dintre, diferențele, dintre opiniile diferite, cât timp le discutăm pe argumente, aduce plus, maturizare. Și până la urmă ajungem la o concluzie, la o soluție de compromis. Ce mașină cumpărăm? Hai să fim practici. Ce mașină cumpărăm? Și mă gândesc că discutăm în casă, nu ce mașină cumpărăm. Vă spun eu, lui trebuie de 300 de cai putere și ei trebuie roșie. Aveam o conferință de familie, auziți, când amândoi au dreptate. Ce facem când amândoi au dreptate? Discutăm argumente, da? La un moment dat, argumentele unia se termină. Ei, aici e cheia. No, familia care știe ce să facă cu conflictul este familia care reușește să treacă cu bine peste momentul când unuia îi se termină argumentele. Pentru că oameni fiind, pui de Adam fiind, știți ce facem noi? Când îi se termină argumentul, atacăm persoana. Și când am atacat persoana, conflictul nu mai aduce un plus în casa noastră, ci începem cu onomatopeile și cu alte asemenea expresii, nu? Am știut că tu întotdeauna. Tu le știi pe toate, așa. Ca mai că ta ești. N-ai ce da odată. Și nu mai, vedeți, nu mai discutăm problema, ci lovim în celălalt. Când am lovit în celălalt, conflictul în loc să aducă un plus în familia noastră, se transformă în scandal. Vă puteți duce la ultima Uh, hai să zic la ultimul incident neplăcut din casă, și să identificați momentul ăla în care ați părăsit subiectul și ați lovit în celălalt numai din, cum zicem noi, numai de clanță. Numai așa. Și atunci coborâm ștacheta și distrugem relația. Pentru că interesul nostru atunci este să-l umilim pe celălalt ca să rămânem noi deasupra. Ei, o valoare nenegociabilă este să aflăm taina aceasta a gestionării conflictului. Aici este toată cheia familiei mature. Pentru că diferiți suntem, opinii diferite avem, este inevitabil să avem conflict, dar ce tip de conflict avem? Îl păstrăm ca un conflict care crește, aduce plus în familie? Sau din mândrie, orgoliu, nepocăință, măi oameni, până la urmă? Două lucruri sunt grave, nepocăința și lipsa educației. Și asta ne aruncă în prăpastie, în momentul conflictului. Okay? Iată câteva lucruri care, uh, sursele generale ale conflictelor și mă, mă refer acum la ceea ce agravează tensiunea din momentul conflictului. Ceea ce agravează tensiunea, în primul rând este neașteptarea în așteptărilor. Noi avem niște așteptări. În momentul în care nu ne sunt împlinite așteptările, devenim vulnerabili, devenim sensibili. Este ca și atunci când ne ardem un pic și intrăm la duș. Și apa călduță ni se pare fierbinte. Așa suntem atunci, când nu ne sunt împlinite așteptările. De ce? Pentru că noi devenim egoiști după căsătorie. Da. A doua cauză, orgoliu. Credeți că dacă n-ar fi orgoliu, n-ar fi Ciocnire destructivă? Eu cred asta. Noi rămânem încăpățânați să demonstrăm că avem dreptate când ne pierdem toate argumentele și atunci ne aruncăm în bătălie. Devine luptă, nu dialog. Orgoliu e groasnic. Orgoliu e groasnic. Încăpățânarea este puiul orgoliului. Ha? Încăpățânarea vine de la cel care, uh, pentru care ori, orice dialog se mută pe câmpul de luptă. Imediat își ascute sabia, scoate lancea, scoate praștia, ageu, uh, pentru că există deja o stare de defensivă și mă încăpățânez să nu cedez la opinia mea. Perfecționismul no, să te ferească, Domnul, de un perfecționist. Poai. de mine! Perfecționismul sau perfecționiștii nu se nenorocesc numai pe ei. Ăștia oricum îți zice frustrați tot timpul, că niciodată nu-i bine. Îi nenorocesc și pe alții. Perfecționiștii, de exemplu, părinții față de copii. A meu trebuie să fie cel mai bun la informatică, să cânte cel mai bine la Tobe, trebuie să aibă 10 și la Română, să fie și în fanfară, să fie cel mai bun fotbalist, uh, să. să Și haideți să vă spun ceva. Una dintre marile probleme pe care le-am văzut în biserică, e ok că vorbesc așa, liber, deschis, e bine, nu vă, adică vă supărați, să vă călciriosc mai trebuie să vin pe aici. Știți ce am făcut din biserici? Ascultați-mă bine, mai ales când avem mai multe familii de aceeași vârstă. Am început să ne batem în copii în biserică. Am început să concurăm în copii. Dada da, meu -i. Bă, și mă, sunt devenim duri cu copii acasă. Mă, cum n-ai la istorie, mă, când ăla la m-au luat 10, mă, tu cu noua acasă, mă. Mă faci de râs. noi eu spălu cu doi, amu și punem o presiune injustă pe copiii noștri dintr-un perfecționism al nostru. Perfecționismul apoi între parteneri. A să sub care intră în casă și așa, așa, trec pe acolo pe masă la sufragerie și când ajungă așa să uită. Auzi, vă aduceți aminte domnișoarelor, doamnelor, când erați domnișoare și în fiecare sâmbătă, seara, sâmbătă după masă, ați spălat cu periuța covorul persan din camera din față, deci din camera aia în care nu intra nimeni. Da? Acolo în camera aia din față. Știți ce camera din față, nu? Ăla e sacru, ăla e Sfânta Sfintelor din casă. Camera aia din față era camera aia unde tot timpul e frig. Și unde bagi musafirii când veneau la evangelizare și mortul, când murea cineva în casă, băgai să acolo. Și acolo aveai covorul ăla cel mai bun. Nu călca nimeni peste el, dar mama zicea, te duci cu, apă cu oțet și dădeai cu periuța și la sfârșit venea perfecționista mama și zicea, n-ai pieptănat ciucurii. Ați <laughs> aminte de ciucuri? Na, tipul ăsta de a pune presiune, de a fi totul perfect, domnule, devine insuportabilă o asemenea atmosferă. Pentru că niciodată nu-i destul. Ăia care, și dacă îți pui, Domne, la milimetru, când intri în casă, spui pui pantofii la milimetru, uite așa, vine mama și mai pinge un pic, așa că nu-i perfect. Adică niciodată nu-i bine. Devii un, se seamănă în, 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 mintea copilului că niciodată nu va ajunge unde trebuie. Și va avea mari probleme uh, în a ajunge la obiectivele uh, propuse. Deci perfecționism, atenție, eu nu zic, nu v-am învățat să fii jegoș acum, dar, uh, domnule, cum să, mai ziceam la alte conferințe, cum să intri în casă la tine să nu-ți pui picioarele pe măsuță când bei o cafea? Pe ce casă e aia? Am da? auzit, domne, Doamne, o să ridicat una, când am dat exemplu, s-a ridicat o femeie din biserică și a zis, vai de mie, nu mă învăța bărbatul să-și pună ce ale pe masă. Și a zis, nu, cumpări o măsuță numai pentru picioarele lui. Și aia pe care să o ștergi, lasă-o deoparte. Da, domnule, adică creează atmosfera aia de acasă. Da? unde, este unde să fii un pic relaxat, că și așa ne tensionează toți. Și așa trebuie să salvăm aparențele și când suntem în biserică, uite cum trebuie să ne uităm unii la alții. Dar când sunt acasă, sunt eu, da? Să mă pot relaxa, să mă pot odihni. Perfecționismul. De unde vine că am zis diferențele de opinie? Unde se nasc aceste diferențe de opinie? Un prim loc de unde se nasc diferențele de opinie este din istoricitatea noastră. Foarte puțini am fost învățați să ne uităm la istoricitatea celuilalt și n-am știut de unde atâtea diferențe între noi. No, Uitați-vă bine aici. Uitați-vă un pic unul la altul. Puteți, e biserică, dar puteți să vă uitați un pic unul la altul. O să vină în curând multe lucruri pe care nu o să le înțelegi la el. Foarte curând. Cred că deja au apărut. Și te întreb la un moment dat, o să-ți vină, curând o să-ți vină gândul ăsta. Mă, cu ăsta m-am măritat, oare? Cu ăsta m-am măritat. Dar de unde îi vin toate astea? De unde îi vin toate astea? Știți ce uităm noi, dragii mei, când ne căsătorim? Uităm că venim din două lumi total diferite. Din două universuri total diferite, cu două normalități total diferite. Noi credem că ne știm bine, ne iubim, atât ai de o de treaba asta la început. Credem că totul știm unul despre altul și dintr-o dată ne ciognim. Și cum facem cu banii? Păi ca la mine acasă. Păi da, ca la, dacă nu ca la mine acasă. Nici n-am știut că la el acasă era altfel decât la mine acasă. Nu? Păi la ei, la casă, el aducea, ea, el, mă rog, ea gestiona, din coace, la mine, fiecare cu banii lui. Și am auzit și de alții care lucră împreună, cu buget, fain, aranjat. Și la noi cum e? Că fiecare vine cu normalitatea lui și zice, cum a fi în casa noastră? Păi, cum a fost la mine? Toată lumea crede că așa cum a fost la el, va fi în asta, altă nu. De la Consiliul Premarital, una dintre primele întrebări pe care le pun tinerilor: bă, cum s o din părinții tăi? Frate, ce ești la securitate, ne tragi de limbă. Nu, nu vă trag de limbă. Nu despre asta e vorba. Ci eu pornesc în familia mea cu concepția că cearta are loc, asta e normalitatea în ceartă, cum era la mine, nu? Deci cum au făcut părinții mei, asta e normalitatea la mine. Și într-o familie uh, au folosit destul de repede. Știți că pe vremuri să dea multe servicii de astea, de uh, cafea. Uh. Tot m-am întrebat, mă, de ce atâtea cutii cu atâtea seturi de farfurii și de. Erau familii care aveau nevoie. <coughs> Erau consumabile. Asta era normalitatea într-o familie. Într-o altă familie, tata cu mama, mă, venea conflictul, se retrăgeau frumos, închideau ușa. Nu ceva noi pe la ușă. Da? Să deschidea ușa, avem un apoi, gata, hai să ne punem să mâncăm. Și două lucruri, vedeți? Două conflicte. Și noi venim cu două istorii diferite. Cum ne vom certa? Păi trebuie să ne învățăm, când ne căsătorim, trebuie să ne învățăm și să ne sfădim. Pentru că noi știm diferit cum să fac astea. Cum era viața spirituală? Cum se exprimă dragostea? Păi dacă, ta, dacă băiatul vine într-o familie în care odată nu l-a pupat sa, crezi că ăsta știi să-și pupe copiii? Dar el nu se simte, el nu știe că face ceva rău. De ce? Aia e normalitatea lui. Lui se pare anormal să îl pupe pe copil și e inconfortabil. Vedeți cât de mult contează istoricitatea noastră? Și dacă noi nu suntem atenți la asta, ni se pare că nu face din răutate. Că-i e bătut în cap. Nu, așa a fost învățat la el, aia a fost normalitatea de la el de acasă. De aceea, atenție, de aici vin diferențele de opinie, din istoricitate. Mai vin din nevoile fundamentale. Eu când m-am căsătorit, am crezut că Mihaela gândește ca mine Funcționează ca mine, visează ca mine, dorește ca mine, îi aduce împlinire ce mă aduce și mie. Nimic adevărat. Exact pe dosera. Au trecut ani să învăț că e altfel. Că funcționează diferit, că așteaptă diferit, că o împlinește o lucruri diferit. Eu am crezut că e așa, un băiețoi cu păr lung. Asta am știut. Și când mi-am dat seama că, de fapt, nevoile fundamentale ale soției sunt total diferite decât nevoile fundamentale ale soțului. Și o să mă referim imediat la ele. Pentru că al treilea element care <coughs> aduce diferențe de opinii, care până la urmă trebuie negociate în acel conflict, este funcționalitatea, modul în care ne-a creat Dumnezeu. Dar mă refer acum la nevoile fundamentale. Iată care sunt nevoile fundamentale ale soțului. Vi le reamintesc că le știți, dar e bine să ne le aducem aminte. Dragi soți, Prima nevoie fundamentală a soției dumneavoastră este de dragoste. Să fie iubită și atenție, și să știe. Că nu e suficient doar să o iubim, trebuie și să știe cu o iubim. Apostolul Pavel este foarte interesant când, inspirat de Duhul Domnului, spune bărbaților, ce să faceți? Iubiți-vă nevestele. Dar eu vă întreb, dar nevestele nu trebuie să-și iubească bărbații. De ce nu scrie acolo? Pentru că Apostolul Pavel vorbește despre o vulnerabilitate. Vulnerabilitatea bărbatului îi sarate dragostea, iar la femeie îi spune altceva. Și voi? Respectați-vă soțul, ascultați de soți. Și se adresează așa, dar nu înseamnă că soția nu trebuie să-și iubească, so să iubească soțul. Dar noi, ca bărbați, nu știm, nu știm de cele mai multe ori să ne exprimăm. Tot mai rar sunt acei bărbați care au finețe, au intuiția asta, au masculin, puternic. Nu înseamnă durul ăla care spune, bă, eu ți-am spus că te iubesc, da, dacă se schimbă ceva, te anunț. Uh, ci uh, bărbatul ăla... Și ascultați-mă, un sfat așa, era să zic de la un bătrân, nu mm, sunt așa, chiar așa bătrân. Mm. Nu cu lucruri mari le demonstrăm dragostea cu lucruri mici, le comunică mai bine, mai bine chiar decât verbal. Nu știu, chestii banale, o excursie în Maldive, deci chestii de asta. A doua nevoie fundamentală a soției este de comunicare. Comunicarea pentru soție nu este un mijloc, este un scop în sine. Și o să vor, nu cred că o să mai apucăm, frate, cred că o să ne oprim aici. Ne întâlnim anul viitor cu restul. Am vreo opt, și suntem numai la a doua. Da, o să ne oprim aici. <coughs> Doar o să vi le enunț și apoi o să uh, facem câteva întrebări. Nu o să vă întind răbdarea. Uh, când bărbatul când comunică, el transferă idei. Noi comunicăm idei. Femeia, când comunică, se comunică pe ele însele. Noi comunicăm cu mintea, femeia cu inima. Suntem diferiți în comunicare. Ok? Noi, când comunicăm, zicem, nu mai este pâine, ne trebuie pâine. De aceea, noi, bărbații, dacă ați fost atenți, după orice comunicare sau la sfârșitul oricărei comunicări, noi trebuie să avem deci, virgulă, de ce? Trebuie să ajungem la o concluzie. Am comunicat un schimb de idei ca să ajungem la o concluzie. Femeile nu au nevoie de asta. Comunicarea în sine e treaba. Da? E și multitasking. Da? E, piu! Toate m Am dat exemplu ăsta. Ce dacă 20 de femei stau la masă și vorbesc toate 20 de deodată, fiecare dintre ele știe tot ce au zis celelalte 19. Da? De ce? Pentru că ele se hrănesc cu comunicare. Ele există. O femeie cu care nu comunicăm se simte pedepsită. Dar nici când nu comunică ea nu bine. A treia nevoie fundamentală și nu intru în detalii, este de leadership. Vei spune aici, ai dat cu stângul în dreptul. Că de fapt nu e nevoie fundamentală a femeii să fie condusă, ci o nevoie să conducă. Nu, nu, nu. Ascultați-mă bine. O femeie care e femeie și și-a păstrat ce feminin în ea, pe finețea și frumusețea din creație, simte nevoie, este împlinită lângă un soț care știe unde o duce. Unul dintre cele mai dese reproșuri pe care le-am auzit în consilierele de familie, știți care au fost? Din partea soțiilor. Nu conduce casa. Nu conduce casa. N-are inițiativă spirituală, nu-i preotul casei și-a abandonat mandatul. De unde vine asta? Instinctual. Pentru că Dumnezeu a pus acest instinct în inima, în frumusețea, în delicatețea pe care o, o, o are o femeie, să aibă un bărbat adevărat lângă ea. Și repet, bărbatul adevărat nu e ala cu barbă și motocicletă. Măcar că motocicleta n-ar fi rea. Ai, cât mi-am dorit o motocicletă, nu mă lăsa mie, lasă mi iau. Cred că la, așa zicea cineva, că la criza vârstei mijlocii, <coughs> o condus bine casa. <coughs> <coughs> Și noi toți știm cum funcționează. Ăștia peste 30 de ani de căsătorie. La, vârsta, la criza vârstei mijlocii sunt două opțiuni. Sau ne lăsăm barbă, sau ne luăm motocicletă. Da? Barba o să nu cumva să te ferească Domnul să vin cu barba acasă. Da? Sau să vii, să te văd pe acasă cu barba. barberit, da. Nu, da. eu ca bărbat adevărat ce îs, am zis, sigur că da. Da, motocicletă. Și am crezut, am luat-o ca un compliment, au zis, nu, mai am nevoie de tine. Toți stau să mă gândesc, oare de ce? cum <laughs> acum, da, apropo, eram odată pe drum, mergeam la o conferință de familie dus de acasă, el, și la propriu și la figur, dus de acasă. Și mă sună un prieten bun, nu vi spun cine, că îl cunoașteți. Și eu îl întreb unde mergi, zice la o conferință de familie. Eu mergeam tot la o conferință de familie și eu îl iau așa, cu prietenul, prieten bun, zic, nu ți rușine mă. Păi nu te de nevasta cu săptămânile și tu mergi să pe alții cum să facă familie, mă. Ce zice, mă, era să-ți zic numele și ați fi aflat. Ce zice de tine că ești atât plecat? Și îmi zice el, asta a rămas proverbială pentru mine. Zice, nu vreau să aflu. Și că, da, de ce? Zice, dacă aflu că pare bine. <laughs> deci, o femeie este împlinită când bărbatul își asumă, știe încotro duce casa, ăla e bărbat adevărat, care are viziune. Și a patra nevoie fundamentală a soției este de siguranță și de stabilitate. Nu de siguranță și stabilitate și protecție doar fizică, și emoțională, și spirituală, și din toate punctele de vedere. Soțul trebuie să ofere acest cadru în care să fie confortabil, în siguranță. Nu oricând preznește Domnul. Da? Deci să fie, să creeze acel spațiu de siguranță acasă. Pe când, Doamnelor, acum, nevoile fundamentale ale soțului, prima nevoie fundamentală a soțului de respect. E de respect. Sper că ați citit cartea Dragoste și Respect. Cine n-a citit-o, lectură obligatoriu după conferința asta. Și acolo e cercul ăsta, vicios, da? Cum să respect că nu simt că mă iubește și el, cum să o iubesc că nu simt că mă respectă? Cine rupe, Cine rupe cercul? Cine evadează? A doua nevoie fundamentală a soțului este de apreciere. Nevoia de apreciere vine din faptul că Dumnezeu nu ne-a creat cu un simț a responsabilității atât de dezvoltat cum va a creat pe dumneavoastră, Doamnelor. Adică, și dacă vă zice mulțumesc pentru masă, continuați să o faceți, și dacă zice mulțumesc că mi-a călcat cămașa, continuați să o facem, și dacă spune mulțumesc că ai grijă de copii, continuați să o faceți, fără să simțiți atâta apreciere. Pentru că simțul responsabilității mamei este diferit decât al tatălui. Dar dacă bărbatul taie odată iarba. Și nu vine doamna și zice, doamne, doamne, ce bărbat am, cum taie el iarba, nu este pe lumea asta un bărbat ca am eu, cum taie el. Adoră, noi nu mai tăiem. Ce nu apreciați, bărbatul nu mai face. Vă rog să țineți minte, bărbatul va face ceea ce apreciați. așa e în construcție, așa e în noi. A treia nevoie fundamentală a soțului este de intimitate. De intimitate, de relații intime. Uh, nu am pus aici la, uh, în materialul de astăzi acest aspect și o să fac doar o singură precizare. Este o conferință de familie, eu sunt foarte discret la subiectul ăsta. Am întâlnit și de ăștia care vin și specialiști în toate la familii. M-am spus de la început că nu specialist. Dar dau cu stângul dreptul și zbădărani și -s... vorbesc. No, trebuie să avem discreție, inclusiv la conferințe de familie. Uh, dragii mei, suntem diferiți, dar am văzut în viața asta bărbați niște uh, plante umblătoare. Ok? Fiind manipulați și controlați, uitați prin asta. Uitați prin asta. Nu vă nenorociți soții. Ci altădată dată o să vorbim poate și despre câtă bucurie, împlinire și uh, unitate trebuie să aducă aspectul acesta al intimității. Uh, nu îl faceți animalul de el, nu știu ce... Uh, Dumnezeu ne-a creat diferit. Da? Nevoia intimității o simte mult mai mult bărbatul decât o simte femeia, în general vorbind. De aceea este una dintre nevoile fundamentale în primele patru la bărbat. Și a patra nevoie fundamentală a bărbatului este de. liniște. Nu vă mai acuzați bărbații când îi vedeți că stau 10 minute fără să bea o. Uh, o guriță de cafea, stau așa, stau pe fotoliu. Trece Mihai pe lângă mine și zice: Eu, în lumea mea, știi, ca și Tesla băgată în priză acolo. Și trece pe lângă mine, la ce te gândești? Și eu, normal, sincer, la nimic. Iar, iar. Cum poți să, să nu te gândești? Avem o, avem o capacitate lăsată de Dumnezeu să nu gândim. Să stăm. Asta numai bărbatul poate. De ce? Acolo ne încărcăm noi. Dumneavoastră vă încărcați prin comunicare, noi ne încărcăm prin liniște. Avem nevoie de paranteza aia, da? De bucata aia de liniște. În care să fim noi, cu noi înșine. Nu avem nevoie de... Nu-i pe termen lung. Ne revenim repede. Dar atâta timp, lăsați-l, nu-l condamnați. Nu-l faceți bun de nimic. Bine, vă că alții acum fac treabă. Tu stai acolo. Acum, bărbați, nu toată ziua. Cât e un pic așa. Zicea cineva, când bărbatul zice, mă, mă, duc la pescuit. Când bărbatul zice, mă duc la pescuit, nu e vorba de pește, să înțelegem bine. La pește e la Kaufland, la Ocean. Când bărbatul zice, mă duc la pescuit, el zice, am nevoie de un pic de liniște. Eu mi-am luat permis de vânător când eram în Canada, nu ca să-mi pușc animale, în câte eu după masă, așa, de 3-4 ori pe an aveam. Îmi luam de după masă, plecam singur în pădure, mă puneam într-un stand de la într-un copac și nu mă uitam la animale care nu știau că sunt acolo. Stăteam 2-3-4 ceasuri până să întuneca. În liniște. Simțeam nevoia asta. Nu mai am șansa acum. Deci, uh, nevoia de liniște. Acestea sunt nevoile fundamentale ale deci, dacă vrem să trecem, să învățăm să trecem bine peste conflicte, să facem distinția la început pe care am spus-o, da? Discutăm argumente, nu atacăm persoana, că altfel se transformă în scandal. Sunt inevitabile pentru că avem diferențe de opinii. Diferențele de opinii vin din funcționalitatea noastră, creație, vin din istoricitatea noastră, da? Sunt mai mulți factori care creează moduri diferite de a gândi între sos. Nu e o problemă, nu-i bai că e altfel, nu-i bai. Îi bine că e altfel. Dar noi trebuie să știm și să aducem în favoarea noastră aceste diferențe. Ok? Cum? Înțelegând nevoile fundamentale. Bine că tot timpul tău să te iubesc, să, să te iubesc, să te iubesc. Una dintre primele crize în familie apar prin întrebarea inevitabilă după, nu știu, la unii câteva luni, la alții un an, doi, în maxim doi ani, de ce nu mă mai iubești ca înainte? Și noi ne miram. Cum adică? Cum nu te iubesc înainte? Nu s-a schimbat nimic la mine. Și imediat îți vine cu argumente. De Deci, poi înainte, când să mă cucerești, vinea îmbrăcat cu rățel, ce ai cu cămașă, te spăla de două ori pe din spăzi, se spunea deodorant sub braț, verbea frumos, erai. Și acum, uite cum vin fața mea. Și a demonstrația că nu mai respecte așa, nu mai iubești. Înțelegeți? Și atunci apare, apare criza asta a dragostei. Ce facem? Dacă totuși a apărut un conflict care e pe cale să se ducă, atenție, care e pe cale să se ducă în criză. Primul lucru. Înainte să spui ceva, rogă-te. Le spune acum, ești de ăsta siropos. Nu, nu, nu. Să stric două, trei cuvinte înaintea lui Dumnezeu, înainte să vorbesc cu celălalt, e fundamental. De multe ori toate cuvintele eram gata. Deci a era mitraliera încărcată, nu vă spun, încărcătoare de mitraliera erau, și acum apăs pe trăgaci, da? Că asta e, cum pot să lovesc mai tare atunci? Asta e dorința noastră. Cum pot să-l dau mai bine jos de pe Două cuvinte înaintea lui Dumnezeu mi-au scos încărcătorul de mitralieră. Fă efortul să zici câteva cuvinte înaintea lui Dumnezeu înainte să zici câteva cuvinte pentru celălalt. Doi, comunică, nu tăcea. Amânarea nu-i soluție. Timpul nu rezolvă. Amână și creează prejudecăți. Creează un depozit, un moloz de neîncredere, de frustrări. Trei, nu amâna. Da? Nu provoca, ce scuze. Nu fi provocator nu fi provocator. Și a patrulea, nu amâna. Nu amâna. Mă duc aminte și acum revin la una dintre valorile nenegociabile pe care le-am stabilit cu Miela, chiar la începutul căsătoriei. A fost, nu ne vom culca niciodată, certați. Nu ne culcăm mai bine. Dar dacă nu reușim să ne împăcăm, nu ne culcăm niciodată, certați. Ba mai mult, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Mă duc aminte, uh, lucram pe vremea aia în programare uh, uh, la un oficiu de calcul și nu știu, în dimineața tare s-a întâmplat ceva acolo și am plecat supărat pe Mihaela la, la serviciu. Eu am plecat la școală, Sunt o pe Gabi, a fost tovarșă învățătoare, a fost Mihaela. Și uh, am încercat să lucru, făceam niște programe, sunteți programatori pe aici câțiva, așa pe vremea mea lucream în Fox Pro. mă a dat seama ce vremuri. Alea vremuri. Baze de date. Domne, nimic nu mi -eșa. Am uitat, știam mai bine ca un gurește știam manualul ăla, limbajul ăla. Nimic nu mi-așa. Numai if și and și nimic nu era de treabă. M-am dus la șef și am zis, să plec până în oraș. Nu mai pot lucra. Și am plecat în oraș să mă întâlnesc cu Mihaela să-mi cer iertare. Că, apropo... Noi nu ne împăcăm când demonstrăm cine are dreptate. De atâtea ori am crezut, mă, acum demonstrez că am dreptate, gata, ne împăcăm. Noi ne împăcăm când decidem. Nu când aflăm cine are dreptate. Și am plecat să mă împac. Aici e ce bine o programarea după. De ce? Sunt niște lucruri nenegociabile. Nu amâna. Nu te încăpățna să rănești pe celălalt. Apoi, nu te încăpățâna să rămâi în starea aia. Știți genul ăla de femeie sau bărbat, nu? Care atunci când nu-i mai convine dialogul, trântește ușa și trizile nu mai e vorbitor. Și doar pe canapea. Da? Nu te încăpățâna. Numai, să, numai să simți că suferă ăla la alt. Da? Tu te încăpățânezi, treci peste, nu mai sufere, dar să suferi ăla alt. Aia e cea mai mare satisfacție când îl vezi pe celălalt că suferă. Nu te încăpățâna în asta. Și nu te răzbuna. Nu te răzbuna. Uh, și normal, atunci apare împăcarea. Prin, nu prin demonstrație, ci prin iertare. Prin iertare. Ne oprim aici. Uh, nu am făcut ce mi-am propus. Uh, pentru că mai aveam respectul. Mai aveam comunicarea, mai aveam uh, uh, loialitatea și încă câteva. Dar cine știe, poate altă altădată. Uh, dragii mei, una peste alta, ca să încheiem. Dumnezeu a creat proiectul acesta al familiei dintr-o nevoie ontologică a ceea ce suntem noi. Ne-a dat și pârghile prin care să ne împlinim în familie. Sunt acele patru mandate pe care vi le-am prezentat la început, ca familia să arate după modelul acela, un spațiu sfânt, sigur, un spațiu al formării, un spațiu al încrederii, un spațiu al slujirii, al devenirii. Dar pentru asta avem nevoie de niște valori nenegociabile. Uh, vor veni ispite, vor veni lovituri. Vor... Știi când vă va ataca? Știi când vă va ataca diavolul? Când sunteți cu garda jos? Când sunteți mai vulnerabili? Știți când vă scoate o ispită în cale? Când nu sunteți împăcați? Când v-ați certa și n-ați apucat să vă împăcați? Atunci știe că ești vulnerabil. Și în momentul ăla nu mai ai timp să-ți pui scutul, să decizi ce faci. Cheia este valorile nenegociabile. Niște decizii puternice luate când îi liniște, pentru că atunci când e furtună, să nu mai trebuiască să decid, ci doar aplic. Doar noi ne, obi facem antrenamente și momente critice, noi deja știm ce avem de făcut. Nu mai suntem puși în încurcătură atunci, pentru că drumul deja este lin. De ce? Avem fundație, avem structură la casă. Și la asta nu renunțăm pentru nimic în lume. Ne păstrăm viața de sfințenie. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Uh, da. Cred că sunt două, trei întrebări. Fratele, acum nu mă lăsați singur aici, că eu pot să mă scap ușor de ele. O să zicem împreună câte ceva la Nici asta, nu e prea sus, dar oricum e mai bine. Cred că avem. o uh, uh, somulțit. Ioi. No, da, la, la uh, întâlnirile de familie nu sunt întrebări ușoare. Dar nu sunt nici întrebări uh, greșite. La întâlnire de familie sunt numai întrebări bune și răspunsuri proaste. Dar o să ne aruncăm. Da. Pentru a evita certurile pornite din diverse lucruri în cadrul familiei, este bine să mă retrag din discuție lăsând lucrurile să se liniștească? Da, este e greu de răspuns aici, pentru că fiecare familie e unică, pentru că noi suntem unici. În unele familii, funcție de personalitatea pe care o avem, funcție de istoricitate pe care o avem, funcție de tipul de relație pe care o avem. În unele familii se pot rezolva lucrurile foarte rapid. Imediat comunicarea merge mai departe, lămurim lucrurile. Sunt familii în care trebuie să lași un pic de spațiu, să se calmeze, mai ales când ai un coleric lângă tine. Știți ce se zice de colerici, nu? Deci ăștia nu fac ulcer niciodată, dar îi ajută pătăți cei din jur să-l facă no. Uh, un, un -asta are nevoie să intre un pic în frigider. Okay? Să bea un pahar cu gheață. Deci, repet, depinde de fiecare familie. În unele familii se poate intra imediat în dialog pentru remediere, în alte familii e bine să uh, faci o plimbare în jurul casei. Eu de obicei, pentru că sunt în coleric, uh, eu de obicei când simțeam că nu duce dialogul într-o direcție bună, Aveam uh, un obicei. Acum, odată cu bătrânețea, parcă, nu știu, m-am modresat bine, cred că via viața. Cineva. Uh, și înainte urcam în mașină și făceam o tură de o jumătate de ceas. Când îmi seama că am consumat suficientă motorină, mă întorceam acasă. Liniștit, puteam să am un dialog relaxat. Deci, repet, depinde de persoane de la om la om, de la familie la familie. Dar important este să ne păstrăm suficientă liniște încât să fim raționali în ce spunem. Aici e cheia. Suntem destui de liniștiți să devenim raționali, că dacă vorbim cu emoție, nu rezolvăm nimic. E greu să ai timp de părtășie personală, biserică și timp de altar cu familia. Mersul la biserică în familie este săp peste săptămână poate fi considerat timp de altar? Nu. Nu. Când am vorbit de altar, am vorbit de altarul casei, nu a familiei extinse care e biserica. Altarul casei nu poate să fie suplinit, înlocuit de altarul familiei extinse care este biserica locală. Și altarul de acasă o spun subliniat și nu cu un spirit legalist. Ultimul lucru de care să mă acuzați e de legalism. Dar vă spun cu tărie, altarul de acasă trebuie să fie zilnic. Când zicem, e greu să ai timp, îți răspund. Tu știi că ai 24 de ore, două zile mai scurte în viața ta, prima și ultima. Între astea, două, toate sunt de 24. Acum sunt o perioadă în care mi-aș dori niște zile de 3-6 de ore. Dar tot de 24. -s. Problema nu e că sunt numai 24 de ore. Și problema nu e că nu mai avem timp, ci problema este ordinea în care le punem lucrurile în timpul ăsta pe care știm dinainte că-l avem. Și repet, e o perioadă mai aglomerată. Nu înseamnă, repet, că trebuie să faceți program de biserică acasă. Dar nu vom putea. Vă aduceți aminte, ai ține ritmul la comun. Ai ține pe toți. Nu vom putea să stăm unul lângă celălalt și să mergem în același ritm dacă nu facem antrenamentul ăsta zilnic acasă. De aceea vă încurajez. 10 minute, 15 minute, 20 de minute, 5 minute într-o zi. Eu nu spun cât. Dumneavoastră știți, nu săriți peste el. O să vedeți beneficiile. Și am să răspund puțin în avans. Una dintre valorile nenegociabile era încrederea. Încrederea în partener și loialitatea. Dragii mei, știți când dispare încrederea? Când nu avem preocupări spirituale împreună. Dar când am preocupări spirituale împreună, acest lucru îmi dă siguranța că mergem în aceeași direcție, într-o direcție bună. Avem valori spirituale împreună. Nu poți să n încredere. În omul cu care te rogi zilnic, îl simți când nu mai e rugăciunea. Simți când uh, se duce viața spirituală în jos. Altarul în familie rezolvă mult mai multe decât credeți. Pe lângă relația vie cu Dumnezeu, pe lângă unitatea inclusiv cu copiii și a învăța pe copii valorile importante din casă, aduce multe alte beneficii și relaționale între noi. Hai să vă dau un exemplu un creștin nu își înșală soția, pentru că nu îl înșală în primul rând pe Hristos. Ne avem o garanție dublă a loialității în familie. Dar lucrul ăsta unde se vede? În altarul de acasă. Aici se vede că suntem preocupați de astea. De aceea, nu supliniți. Nu poate să fie înlocuit. Respect vex versus obediență. Respectul dintre părinți și copii căsători, căsătoriți se susține reciproc. Respectul dintre părinți și copii căsătoriți se susține reciproc. Ce fac dacă părinții devin rigizi și pretind fără să și ofere? În momentul în care relația cu părinții devine, devine otrăvitoare pentru familie, creez bufferul, măresc bufferul, da? măresc spațiu îi respect, continuu să îmi voi respecta părinții nu pentru cum sunt, ci pentru cine sunt. Cei mai răi părinți de pe lumea asta trebuie respectați. Atenție! Pentru că sunt părinți, nu pentru că sunt buni. Că nici noi nu suntem perfecți și așteptăm să fim respectați. Dar în momentul în care părinții devin poate abuzivi, Poate intră prea mult, poate manipulează, poate încearcă să-și păstreze influența asupra pruncului. În momentul ăla, pentru binele familiei, devin ferm, nu neobrăzat. Sunt ferm, stabilesc limitele familiei, pentru că eu nu... S-a zis de multe ori, mă, când te căsătorești cu tine, cineva, te căsătorești cu toată familia lui. Nu cred în asta. Eu nu cred în asta mă căsătoresc oarecum cu istoricitatea celui cu care mă căsătoresc. Ai cu totul altceva. Îți se vede amprenta, istoria, frustrările, neîmplinirile, traumele. Da, vor fi prezente. Dar familia e familie. E sfântă și a voastră. Continuați să-i respectați, dar trebuie să fii ferm prin a-i face să înțelegi, să înțeleagă Că nu pot să treacă linia. Nu vor decide ei, și mai ales dacă au influență negativă, crește puțin spațiu. Mută-te în Florești. Sau, mă rog, unde, nu știu unde. Hai, în Beclean. Nu m-a referit la nimeni, fratele, nu m-a referit la nimeni, Doamne. <coughs> uh, nu știu dacă am, re am reușit să răspund la întrebare. Cu alte cuvinte, nu vă negociați autonomia familiei pentru că intrați sub riscul divorțului. Clar! Intrați sub riscul divorțului. o altă întrebare. Este normal ca în cadrul familiei, între soți este normal ca în cadrul familiei, între soți și soție, să existe concurență? Este normal să fiu gelos pe partener pentru ceea ce a realizat el, ea? Avem două opțiuni. Ne completăm sau concurăm? Două Și vreau să vă spun, și bună întrebarea, una dintre cele mai frecvente cauze pentru conflicte, pentru crize, este momentul în care soțul și soția intră în competiție. Și sunt câteva tipuri de competiție. Nu am înțeles nici eu bine conceptul ăsta în urmă cu câțiva ani. Eu am înțeles competiția care e mai bun pe domeniul lui de nu știu ce. Competiția, nu, nu la asta se referă. Competiția în interiorul familiei începe prin cine domină. Și dacă ați observat, este un fel de ciclu în familie. Este un timp în care el domină și ea îi resemnată, așa, acceptei mai docilă, se întoarce și trece timpul și vine un moment în care ea îi preia oarecum dominarea și între el într o Așa, este un pic de ciclu în primii 10 ani de căsătorie, îi rostogolirea asta până se sedimentează mai bine lucrurile în casă. Asta e, dar riscul care i Se creează un șanț conflictual. Ce înseamnă șanțul ăsta conflictual? Se creează un mecanism în subconștientul celor doi, prin care orice problemă apare, se duce acolo în șanțul ăla. E ca și cărarea aia din mijlocul curții de la bunica, unde când plouă, acolo merge apa. De exemplu, la ăștia cu adicții, da? cu dependențe. Așa e creat, s-a creat un șanț, da? nu, nu l-o tăia nimeni, da? e un șanț în care când apare un trigger, ce face? Automat alunecă, îi punem una pe pahar, punem una pe pastilă, punem una pe punga cu prelandez. De ce? E un șanț. Acolo merg lucrurile instinctual. Ei, continuând prea mult în mecanismul ăsta de conflict, da? De competiție, se creează un șans și unul dintre cele mai mari paradoxuri, am avut o conferință odată, despre dușmanul iubit de aproape. Dușmanul meu iubit de aproape. Ne se formează ochii, îl iubim, o iubim, pe ăla care a devenit insuportabil pentru mine. Nu mai poți nici cu, nu mai poți nici fără. Și se creează mecanismul acesta când, când perpetuăm un tip de competiție cine domină în casă. Tocmai de aceea, soluția este o linie de autoritate. Linia de autoritate nu înseamnă superioritate. Dragii mei, ascultați-mă bine. Creștinismul, iudaismul și creștinismul au revoluționat tipul de relație între bărbat și femeie. În iudaism, dacă citim atenți, este protejată demnitatea femeii. Chiar dacă spunem noi nu era un tip de, de uh, societate uh, profund patriarhală. Nu, în iudaism a fost protejată imaginea femeii. Păi uh, din iudaism ne vine uh, egalitatea valorii dintre bărbați și femeie. Păi uitați-vă numai la promisiunea Duhului Sfânt din Ioel peste bătrâni, peste tineri, peste femei, peste copii, peste bărbați, peste. Și ne spune că înaintea lui Dumnezeu, din punct de vedere valoric, bărbatul și femeia sunt egali. Repet, din punct de vedere valoric suntem egali. De aceea, în mod intenționat, când este prezentată Creația, spune: Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui pe bărbat l-a făcut după chipul său și pe femeie după chipul bărbatului. Nu? Nu mă corectează nimeni? Și după aia când te auzi, păcăteunul, eu cu mică. da, astea e la năzbătii, nu de aici. Äh, dragii mei, l-a făcut pe unul după chipul și asemenea lui, parte bărbătească l-a făcut și parte femească. Asta înseamnă că și bărbatul și femeia sunt după chipul și asemenea lui, Dumnezeu. Știi ce mai spune Scriptura? Că Hristos n-a adus două jerfe. A adus o singură jerfă pentru bărbat și pentru femeie. Și în același fel sunt, că sunt mântuiți bărbatul și în același fel sunt mântuite femeile. Nu prin alte artificii. Și mai am încoveste. o veste. sper că e bună pentru toți. Nu sunt două raiuri. Deci, uh... Autoritatea în familie nu nu pune, nu aduce un tip de ordinea valorică, ci o ordine funcțională. Aveți firme care va dintre voi? Ah, un patron aici. Cineva? Un antreprenor, nimeni. Ah, aveți curaj. Bun. Dacă eu am o firmă. Nu înseamnă că eu sunt cel mai bun din firma aia. Dar îmi deschid o firmă de programare. Eu sunt depășit, băi, frate. Și cum am zis? Am fost informatician, m-am străcat și m-am făcut popă după aia. No. Uh, no. Dacă eu mi-aș face o firmă de programare acum, aș avea oameni mult mai buni decât mine. Au ei autoritate? Nu. Eu am autoritatea. Deci autoritatea ține lucrurile împreună și le face funcționale. Deci când e vorba de autoritate, nu se vorbește de valoare, ci de funcționalitate. Și soțul e chemat și va, da, va răspunde pentru modul în care ține familia împreună. Autoritatea e ca și spinării. Nu vezi. nu așa? Dar imaginați-vă că scoate și spinării din corpul uman. Ce rămâne din noi? O mogâldeață de carne fără formă. Asta e autoritatea. Nu e o chestie asta de conflict. Cine e mai tare? Cine domină în casă? Ah, Uitați-vă care e echilibru. Echilibru se reglează între autoritate și responsabilitate. Aici e cheia. De am zis că e legată de funcționalitate. Dacă are, cine are numai responsabilitate, dar nu are autoritate, ăla e sclav. Ăla e rob. Nu vă transformați bărbați în robi, că ei vor da socoteala la sfârșitul vremurilor înaintea lui Dumnezeu de cum au ținut casa. Dacă nu le respectați autoritatea, îi transformați în robi responsabil fără autoritate. Invers, numai autoritate fără responsabilitate, ăștia sunt dictatorii. Ăștia nu mă spun cum să face, iar dacă e să prostă, ești de vină. Care e cheia? Echilibru. Câtă responsabilitate am, atât autoritate trebuie să se respecte. Și aici ne închidem. Noi când vorbim de autoritatea soțului, noi nu spunem că soția nu are autoritate. Scoateți-vă din minte, pentru că aici e mecanismul și de aici pleacă mult uh, uh, nebuloasă în mintea unora. Că soția nu are autoritate. Are foarte multe autoritate. La un moment dat o zis, cât autoritate, cine are autoritate în familie? Că doar știm noi cam cum să fac lucrurile, că mi s-a și spus astăzi. Și am zis, atât autoritate am, încât i-am spus soției mele cu autoritate, de acum tu ai autoritatea. tot legat de întrebarea aceasta, legat de geloziera. Este normal să fiu gelos, geloasă pe partener. Gelozia nu ține de realizări. Asta e invidia. Gelozia ține de relație. Invidia ține de realizări. Okay, dacă vorbim de gelozie, vorbim despre altceva. Vorbim de neîncredere, vorbim de nesiguranță. Bun, acum și răspunzând la gelozie. E normal să fii gelos când iubești. Dar e normal să fii gelos normal când iubești. Problema nu e gelozia normală. Și despre Dumnezeu nu se spune că e un Dumnezeu gelos, adică nu vrea să ne împartă cu nimeni. Asta e o gelozie normală. Problema e gelozia bolnavă. Când intră imaginația în, pe teren, nu atunci să vezi tot felul de fabulații. Unde? Tot timpul unde? cu cine, cu ce vorbești, ce faci. Deci, o era în la un moment dat. Nu vă lăsați îmbolnăviți de gelozie. Măi oameni buni, ați înțeles acum rolul altarului în casă? Să călătorești spiritual împreună? Să ai încrederea aceasta. Bun, deja trebuie să mă duc mai repede pentru că Părinții soțului sunt organizați financiar și ne ajută la nevoie, însă părinții soției sunt cheltuitori. Uneori ei ne cer bani. Cum gestionăm aceasta în familie? Familia Sandwich. Acum, sunt chestiuni sensibile, să știți. Noi nu ne putem nega părinții și nu putem nega nici relațiile dintre noi și părinți. Înțelept este ca între noi să mergem pe o mână. Aici e cheia. Când soțul și soția merg pe o mână și înțeleg, nu pot să fie toate familiile bogate, nu sunt toate familiile sărace. Dacă familia unuia poate să ajute fără pretenții, am ajutor, dar fără pretenții, dacă, de exemplu, ai afla că părinții ceilalți s-ar supăra rău că din banii care ți dau tu ajuți cealaltă familie, te oprești atunci. E normal să respecti asta. Dar, la înțelegerea voastră, dacă vă ajută fără să aibă pretenții, repet, s-ar putea să fie la momentul în care părinții au nevoie de ajutor. Unii pot ajuta, unii au nevoie de ajutor. Suntem responsabili pentru. Dar toată cheia aici e relația dintre soț și soție. Să meargă pe mână și să lasă sensibilitățile de proveniență la ușă. Adică nu-l pune mai presus dacă e tata, e mai important decât ai că Aici apar deja chestii grosolane și foarte sensibile. Nu faceți diferențieri între părinți. Numai că unii mai educați, unii sunt mai bogați, uh, alții sunt mai sărăcuți, alții sunt mai needucați. Nu faceți, îți părinți, punct. Da? Deci toată cheia e aici, între voi. Când voi călătoriți împreună, nu se întâmplă nimic. Voi decideți cât ajutați, pe cine ajutați, voi decideți cât ajutor primiți uh, și unde vă opriți. Cred că va trebui să ne oprim 1.49. Mai luăm o întrebare și gata? Cum am putea să intrăm în posesia sladurilor dumneavoastră cea mai simplă întrebare? Ei acolo, puteți să le luați de la masă. Dar. Haideți să mai luăm. Ați vorbit despre educație în contextul conflictelor. Ce rol joacă aceasta? Ce șanse are unul needucat? Să nu cumva să credeți că am vorbit despre oameni cu diplome. Am vorbit despre oameni educați. Okay. Educația este fundamentală. Mă aduc aminte, am avut o dată o predică, așa o întrebare retorică. Pocăit fără șapte ani de acasă? Adică n-ai cum să fii nu în cei șapte ani de acasă. Acum, unii nu i-au primit, din păcate. N-au primit educația asta de șapte ani de acasă. Educația este fundamentală. Vă dau doar un exemplu. Una dintre cele mai frecvente conflicte care apar din cauza comunicării defectoase, vă mă rog să fiți cu mine, este lipsa de educație de a lăsa pe celălalt să termine. V-am dat doar un exemplu să nu lăsăm tot timpul, la mijlocul frazei, ne băgăm peste el la Și după aia când terminăm noi să ce-o vrut la să zică, la să se uite să zică, da, nu am vrut să zic asta. Eu nu mi trecut prin cap asta. A comunica, a lăsa pe celălalt să-și termine fraza, este chestiune de educație. Hai să zic minimă. Dar noi suntem latini și de mult am fost în Italia și într-o seară eram obosit, m-am pus în camera la hotel și am zis, hai să mă uit ce la știri. Măcar că știam că nu înțeleg eu prea mult. Și am văzut o masă cu vreo cinci oameni acolo. Băi, frate, deci românii nu au știți pistol cu apă. Bă, dădeau toți din mâini, dădeau în masă, vorbeau toți deodată, urlau toți. Dar toți cinci deodată. Am stat să mă gândesc, cine ce pricepe din toată discuția asta? Suntem înfierbântați, într-adevăr, suntem latini. Educația e fundamentală cel puțin pentru bunul simț. Dacă nu avem bun simț, nu avem cum să ne așteptăm la o relație frumoasă. V-am dat doar exemplu comunicării. De aceea, în evitarea conflictelor și într-o comunicare eficientă, îi nevoie să avem minimul de educație să știm să ne respectăm unul pe celălalt mă opresc, mai sunt și alte întrebări excepțional de bune, dar poate că n-aș avea o răspunsuri. Așa că, încă o dată, vă mulțumesc de răbdarea pe care ați avut, am depășit, cred că, un pic timpul. Să vă binecuvinteze Domnul să facă Domnul pe biserica unul din Carpați numai familii excepționale și binecuvântate de Domnul. Să fiți binecuvântați!